Salutare frățiorilor și bine ați venit la un nou episod aici pe canalul Gaming Motivation. Să sperăm că astăzi putem să luăm și noi blonda aia Petit. Dacă reușim să luăm blonda Petit, în funcție de ce ne va pica, avem două pack-uri mișto. Să sperăm că iese ceva de încredere. Oh, ce rapizi ați fost, frate! Salut, Carlos! Salut, Skyper! Salut, The Game! Salut, Gaming! Salut, Coco! Salut, Rareș! Salut, băieți! Să sperăm că vine blonda! Hai cu blonda! Avem aici, fiți atenți! Fiți atenți aici, avem două pack-uri. Dacă din pack-urile astea două ne dă ceva mișto, s-ar putea să terminăm blonda. Dacă nu ne dă nimic, nu o să o terminăm. Te salut și respectele mele, Andrei! Imediat să dau, să vină blonda, da! Să vină blonda aia mișto. Blonda aia de care nu trece nimeni. Să dau și eu un share. Nu Să uitați dau și... să mă ajutați și pe mine cu un like. Să facem și noi 100 de like-uri. Vreau să facem astăzi. N-am mai făcut niciodată 100 de like-uri. Poate facem astăzi în premieră. Salut Daniel, salut Andrei Albu. Sau măcar board. Nu cred că m-ar ajuta cu nimic board. Ar trebui un knockout bun. Nu știu dacă ați fost pe fază, mi-a dat Griezmann din pack-ul ăla cu gladiatori. Vă sfătuiesc și pe voi să faceți pack-ul ăla cu gladiatorii. Mi-a dat destul de bine. Salut Bogdan Vădoiu, salut Chipsu. Mi-a dat bine, frate, vă ce v-a dat din gladiatori. Da, din păcate Griezmann costă doar 100 de K. Am reușit să terminăm echipa aia de 87 și mai avem două echipe de 85. Și îmi dă două walkout-uri de 87. Nice gaming, bravo, bravo, mă bucur. Perisic, hai că nu-i rău. Baftă și ai cu walkout. Nu, că nu deschide momentan. Așteptăm să mai intre lumea pe live. Nu deschide momentan. O să pun, am câțiva jucători, trebuie să-i pun și pe ăștia la vânzare. Baftă, mersi. Mie mi-a dat de majorul nici măcar board. Se întâmplă și mie mi-a dat de multe ori în pack-uri în care vouă v-a dat walkout-ul sau mai știu eu ce, mie nu mi-a dat nimic, știi? Se întâmplă. Doar că am mai văzut și pe chat și lui Maximus, am văzut că i-a dat tot așa, i-a dat foarte bine, i-a dat Ramos și Handanovic. Foarte bine i-a dat și de asta vă sfătuiesc să faceți și voi pachetul ăla cu gladiator, poate, poate. Salut Andrei Șincu. Ia uzi, Dybala 92, maxim, nice. Kepa de 84, nasol. Te-ai pus să strângi bani pentru Van Dijk, foarte bine. Sabi, faci și like-ul. Mersi mult de tot. Salut, Cosmin, dea că nu. Ce mai ai la Petit? Două echipe de 85. Dar sunt destul de costisitoare pentru că ai nevoie de câte două informuri la fiecare echipă și e destul de costisitor. Cred că mai îmi trebuie undeva la, nu știu cât să aproximez. Undeva la 150.000 de coins mai am nevoie. Salut, Aliuță! Salut, Mr. Manager! Ai Tesla mate, ai grijă acolo! Salut, Adrian! Ăla cu gladiator mi-a picat imobile. Bun, bun, bun! Văd că la mulți ne-a picat bine. Să trăiești, Ionuț Alex! Salut, bune Andrei! Oh, Cosmin! Salut, greule! Salut! Mersi mult, bun Andrei. Ce ți-a picat? Mi-a picat Griezmann. O să pun filmarea probabil mai încolo. N-am avut timp să fac. Am făcut și o reacție la Griezmann. Bun, e bine că a venit Griezmann pentru că în momentul de față mai avem nevoie decât de două echipe de 85 și o să reușim să terminăm blonda. Salut Vasile, salut Mihai Cârciumaru, salut. Super. Da, chiar bun pe costa cu gladiator. Am văzut că multora le-a dat destul de bine din pe costa. Iar dacă nu l-ați făcut, nu mai stați pe gânduri, băgați acolo pentru că e și ieftin și s-ar putea să vă dea și bine. Ai făcut blonda? GG, bravo, bravo. Hai bă, deschide pe curile că nu-mi place suspansul. Stai să mai intre lume pe chat, bă. Iar s-au ieftinit jucătorii PS4. Da, s-au ieftinit peste tot. E la gladiator mi-a dat Godin. Un inform, mamă, forță, ți-a dat bine, bine, rău. Bine, rău ți-a dat.
Întrebare, are importanță când deschizi pachetele la ce oră sau dimineața seara? Nu cred că are, nu cred că are nicio importanță, totul constă de bulanul care l-ai. Nu cred că contează. E pur și simplu noroc, așa este. Asta te uiți la Juve, da, clar. Clar, clar, clar. Îmi doresc să treacă mai departe Juventus. Avem Jumbo Rare Player din am băgat 9 jucători de la FUTSWAP, am reușit să fac cei 9 jucători de la FUTSWAP, ăla 200 de mii și avem și un Rare Mega Pack. Sper din astea două să ne dea un knockout și să rezolvăm cu blonda. L-am cumpărat pe Sanchez toti 90. Forța Juventus, am înțeles. Îți dorești pentru spectacolul celebr al Atletico? Da, nu știu, eu îmi doresc Juventus să treacă mai departe, dar e imposibil. Salut, l-am făcut și eu pe la Jumbo. Și mi-a dat Keita, mamă, ce ură, sper să-mi dea mie mai bine. Și așa să avem să primim Maradona SBC diseară, să ne mulțumim. Nu, 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 Maradona și ăștia o se vor băga la sfârșit, frate. Nu o să se bage acum. Acum probabil o să se bage Figo Prime Moments, o să se bage jucători de genul ăsta. Îl faci pe live. Dacă îmi pică ceva, acum îl fac pe live. Dacă nu îmi pică nimic și nu facem rost de coins, îmi trebuie peste 100.000 de coins ca să-l fac pe Petit. V-am zis, îmi trebuie două echipe de 85 și 4 inform. Diseară urmează Argentina sau... Ce echipă ai? La ce te referi? La ce echipă am eu acum? Jumbo pentru mine, da, Cristi? Pentru toată lumea care e aici, pe cea va fi Jumbo. Nu e imposibil, boss, cum a câștigat AF Manchester? Da, corect, așa e. O, surdaciu, cu respect, fratele meu ortodox, cu Domnul Iisus Hristos. Da, Dumnezeu să-ți dea ceva bun. Mersi, Ștefane. Hai cu bulanul, bunicule. Salut, George. Așa ziceam și eu. Ajax merit. Salut, Farming. Salut, Adrian Carp. Salut, am un set. Hai că ați intrat bine. Cred că o să deschidem primul pachet Rare Mega Pack ăsta pentru că suntem aproape 40. Nu uitați să dați un like, frate. Să ne strângem cât mai mulți. Parcă văd Neymar Carnival. Păi m-ar scoate din tot rahatul dacă mi-ar da așa ceva. Spică Bellerin. Ai tu ceva cu Bellerinul ăla, că nu-i prima dată când îmi zici. Sunteți pregătiți să deschidem pachetul? Azi urmează Portugalia sau... Sunteți pregătiți, vă băieți? Dacă sunteți pregătiți, dați și un like. Dați și un like și deschidem și pachetul frumos. Suntem 41 de ortodoxi, 41 de ortodoxi aici pe... Dragoș și Andrei, mersi de subscribe, tati, mersi mult de subscribe, binevenit în echipa noastră. Două walkout-uri. Ce aveți, mă, băieți? Icon, haide mă că îi dau drum. Ai văzut ce s-a ieftinit cele 7? Nu, nu m-am uitat, Mihnea. Haide mă. Nu e mă walkout, nu e mă, hai mă, dă un amărât de bord. Un bord bun, dă un bord bun, spaniol, striker. Ah, Diego Costa. Salut Vlad. Robert Zaogo, mersi de subscribe. De la 2 milioane la 1,5. Da, s-au ieftinit toți. Poate nu e... Poate unul e catolic, să sperăm că nu, frate. Nu mai discrimina. Care-i pro... Bă, nu înțeleg care ți-e problema ție, mă, Steaua. Dacă nu-ți convine, ești catolic, dai mă drumul. Dă-i cu praf de mers, prietene. Mie îmi plac doar ortodoxii. Salut, Tony. Salut, Tony. Bine ai venit. Omul elefant. E bun 85. E 12K. Ia să vedem. Da, cam așa e. Cam așa e, dar o să-l păstrez, frate, o să-l păstrez ca să-l bag în echipa de 85. Nu cred că are rost să-l vând. Păi corect, mă, dacă nu-i convine, frate, auzi că poate e vreunul catolic. Du-te, bă, tati, la catolicii tăi.
Ce contează religia? Oameni să fim. Păi nu vezi că nu mai am voie, bă, să mai zici, de, nu mai ai voie să zici că suntem toți ortodoxi, că gata, să găsește un maimuțoi de ăsta să comenteze. Se merită să-l dau pe Ronaldo pentru patru iconuri? Van Basten, Deco, Hierro, Yashin. Posibil, depinde de echipa care o ai, Tueni. Depinde de echipă. Dacă pe baza chestii asta îți întărește echipa în toate compartimentele, merită. 1000 de flotări că pică ceva de 200 de ca următorul pack. Bă, nu știu, nu știu ce să zic. Ok, stea, ok. Am crezut că ai zis-o cu răutate, frate, dar nu, nu e ce trebuie. Eu sunt cu ortodoxi, frate. Pot să-mi aleg ce vreau, frate. E o țară liberă. Dacă mie îmi plac ortodoxi, eu sunt ortodox. Adevărat. Nu sunt papist. Hai să-i băgăm pe ăștia pe vânzare. O să-l păstrez pe Diego Costa ca să-l bag la echipa de 85. Și restul băgăm pe vânzare. Promite ceva dacă îți dă o acapt, cum zicea lui Țăgen, 50 de flotări pe live. Băgăm, băgăm, bunicule, băgăm. Dacă îți dă walkout din ăla, dacă îmi dă walkout din ăla de minim 100 de K, băgăm 50 de flotări pentru voi. Dar să fie, nu să fie, să nu-mi dea gen de ăsta, Fernandinho sau prostii de astea, știi ce zic? Dacă îmi dă de ăștia, nu merit. Face comeback azi Juventus, să sperăm că da, să sperăm că da, mi-aș dori să fac azi un comeback din ăla nebun. Gata, perfect. Zidane a revenit la Real. Mă bucur, frate, o să facă treabă bună. O să facă treabă bună. Cât mai era biot ăsta? Hai, man, cu acă. Tu stai să-i bag pe ăștia pe vânzare. Văd că suntem aproape 50 de oameni pe live și o să deschidem și următorul pachet. Nu uita să vă gați și un like. Deschidem următorul pachet. Stați fără grijă. Rabio. Salut, Mihai Gabi. Sugerez ceva de cumpărat el live sau UCL live în speranța că va crește? Păi, probabil de la Atletico v-aș sfătui să cumpărați ceva de la Atletico, na. Altceva nu știu ce să vă zic, adică decât să luați de la Juventus e greu, e greu, e greu. Eu țin cu Juventus, dar e greu. Salut, Cristian Andrei. Pe Van Basten 91 overall cu cel de 89 să-l compar. Păi îți dai seama că ăla de 91 e mai bun. Și 30 de like-uri, din păcate. Lumea nu prea vrea să dea like-uri, dar nu face nimic. Fiecare e liber să facă ce vrea. Cică îl vrea Zidane la Real pe Hazard și Mbappé. Mamă, imaginați-vă cum ar arăta și Hazard și Mbappé la aceeași echipă. Salut, Cristi. Ce zici? Bate Juventus. Eu zic că bate Juventus, dar nu știu dacă se califică. De bătut bate, sigur, dar nu știu dacă vor reuși să bată în așa manieră încât să treacă mai departe. Luați de la Liverpool, o să fie mega profit Van Dijk și Fabinho. 50 de oameni pe live, da. Cel de 91 are 79 pace, iar ăla de 89. Depinde ce vrei tu. Probabil unul e mai încet, dar are shoot-uri și finishing mai bun, iar celălalt e mai pe viteză și așa mai departe. Depinde. Și Salah, da. Înseamnă că o să... Nicu Mobile, mersi de subscribe. Ei, că a venit Zidane la Real. Da, am auzit, a mai zis cineva. 4-1 câștigă Juventus, 3 goluri, cere 7. Salut, Nicu Mobile. Și Becali îl vrea pe Mbappe. Da, la FIFA. Zidane îl vrea pe Salah, Neymar și Hazard. Forță, oricum. Mbappe și Hazard și dă Benzema în atac. Salut! Salut, Angel. Salut, bine venit. Salut, Messi. Da, mă, frate. O să fie greu tare meciul de diseară, dar abia aștept, sincer să fiu. Nu am mai văzut un meci cap coadă de mult timp. Nu prea mă mai uit la meciuri, dar diseară o să mă uit cu siguranță la meciul ăsta nebun. La 10 fără un sfert, nu? Ca să-mi calculez, eu vreau să ies și un pic la alergat în seara asta și... Ca să știu, la 10 fără un sfert, parcă sunt meciurile din Champions League.
Trebuie un striker lângă Ibrahimovic, Grizu 91 sau Salah. Ia-l pe Griezmann. Gen Mariano. Seară vei vedea că Ronaldo va da cel mai frumos gol din lume. Rămâne de văzut, să sperăm. La 10 fix, a, ok. La 10 fix, la 9:45 istorie. Bă, nu știu, că n-am mai urmărit, mă, băieți. N-am mai urmărit, de asta v-am și întrebat. Acum s-a schimbat ora la 10 fix, să înțeleg. Știu că pe vremea când mă uitam eu, frate, era undeva la 10 fără un sfert. Nu știam dacă s-a schimbat sau nu. Salah 90, cine crezi că câștigă? Eu sper Juventus. Dar informurile nu iau dacă trecem mai departe, gen dacă l-am pe Salah. Salah inform nu o să ia plus 1 dacă trecem mai departe, nu cred că o să ia. Trebuie doar cartonașe de astea, UCL. Iașini mort. 30 de oameni, hai că așteaptă toată lumea să deschizi. Pe imediat mai am 2 jucători de pus aici pe market și deschidem pachetul ăla de 100 de K. Iașin. Da, în loc de Iașin poți să iei un portar mult mai bun și mai ieftin. Spre exemplu, De Gea sau Courtois. Oricât crede lumea că întoarce Juventus, o să vedeți că nu o să poată. Atletico are cea mai bună organizare. Da, tocmai asta am zis, că toată lumea își dorește să întoarcă Juventus. Nu zic nu, doar că e greu, frate. Eu sunt conștient de faptul că e greu să faci așa ceva. Cel mai bun portar din joc, părerea mea. Cine, Tony? Cine? La cine te referi? La Yashin? Nu, nu e, nu e. Salut, Yoda. Nu e, nu e, nici pe departe nu e dacă te referi la Yashin. No, nu e cel mai bun, nu e niciodată cel mai bun. Da, sau De Gea, cel mai bun portar din joc, da, nu-ți trebuie legenda, așa zic și eu, Adrian. Dacă trece Atletico, iau upgrade Griezmann și Felipe Luis, nice. Oricum Griezmann ăla e bestie, mă. E bestie. Bă, frate, dacă nu ne dă nici din pachetul ăsta nimic, dacă nu ne dă nici din pachetul ăsta nimic, e nasol, pentru că nu putem să-l terminăm pe Petit. Să-l vând pe Yashin și să-l iau pe De Gea. Da, clar, clar. Cât e Petit? 2 milioane pe PC valorează Petit să-l faci. Dar eu mai am nevoie de... Nu știu cât să zic, probabil mai am nevoie de 100 și ceva de mii de coins. Baby Yashin îl folosesc peste Van der Sar. Van der Sar is lab, cel mai bun De Gea nu se merită atâția bani. Icon, da. Doar o echipă. Da, fac doar o echipă și mai rămâne una dacă e. Recomand Courtois, mi se pare mai bun decât De Gea. Așa zic și eu, gaming, și mie mi se pare mai bun. Bine, mă, la Totti deja e foarte scump, na. Dacă îți dă cât să-l termin pe Petit, îl faci acum pe live. Da, clar. Salut, Johnny. Dacă vreți să deschid pachetul ăsta, fiți atenți. Facem o șmecherie. Facem o șmecherie. Să vedem câte like-uri avem. Că văd că nu vreți să dați like-uri, dar vă oblig eu să dați. Dacă vreți să deschidem pachetul. Suntem 62 de oameni pe live și avem 47 de like-uri. Haideți cu 55 de like-uri, la 55 de like-uri deschidem pachetul. Deci la 55. Îți dă Carnival. Nu, e că am mai deschis urdaciu, am mai deschis încă două pachete jumbo din astea de 100 de mii și mi-a dat doar bord. Am mai deschis, frate, două pachete din tot așa, din alea lui Petit. Dar văd că pachetele astea de la SBC-uri, de la iconuri nu-ți dă nimic. 56, deschide-l. Hai mă că da, așa, ia uite ce repede v-ați mișcat, 56. Hai că-l deschide. Prostești dacă-l mai deschizi. Bă, cu metre, dar s-o fut și eu pe măta aia zi. S-o fut și eu sau nu s-o fut? Că văd că nu știi să vorbești. Dă refresh că suntem 57. Da, îmi rămăsese mie în urmă. Mă bag și eu dacă e loc. Păi da, salut Chelie. Salut, salut pletosule. Ce gunoaie. N-ai ce să le faci, mă, Cosmin. N-ai, ăștia sunt oamenii, frate.
Doar că mie îmi plac ăștia care în spatele tastaturii sunt plini de ei. Dă refresh, gata, 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 deschidem, 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 frate. Fiți pe fază. Hopa, ce avem noi aici? Un pachet de 100 de camoșulică. Să sperăm că ne dă ceva, poate ai venit cu noroc. Stai liniștit, Z Rob. Am prins glumă. Salut, Raul. A dat un like prostul. N-are nimic, nu mă interesează. A duris. Deschide-l cu dedicație pentru toți, frate. Cu dedicație pentru toți. Hai cu Mbappé. Doamne ajută. Hai să vă văd. Hai, mă, Doamne ajută. Hai, 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 hai. Hai, mă. Nu e, mă, Waka. Nu e, mă, nu e, mă. Nu e, mă, nimic. Ce vorbești? Ce vorbești, mă? Jucător de 83 la pachet de 100 de K, coaie. Du-te, mă, de aici și o pac. E al treilea pachet de 100 de K care îmi dă doar bord, frate. Ai de capul meu. Păi cum să-l termin eu, mă? Te fură pe față pe sediști. Eram pe aproape cu Aduris, adevărat. Păi cum să-l termin eu pe Petit când deschid pachete de 100 de mii, m-am chinuit să fac 9 player de aia futsoap. Și uite și tu ce îmi dă din pachet de 100 de mii. Își bate joc de mine. Noi proști să le cumpărăm jocul. Ai, ce să... Asta e, nu. N-ai ce să faci. Am deschis și eu aseară 4 pachete de 50 de K, mi-a dat cel mai mare jucător de 83. Și gândește-te că eu am deschis 3 pachete de 100 de mii și mi-a dat doar bord. Mi-a dat 84, 83 și nu mai știu încă unul. Te ține minte ei că ți-a dat CR7. Păi da, de atunci, de când mi-a dat CR7, chiar nu mai mi-a dat nimic. Acum, noroc că mi-a mai dat Griezmann ăsta, dar mi l-a dat acum când e ieftin. A fost 100 de K. Aia e, pana. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Ai pretenții, știi, când deschizi pachete de astea de 100 de K, ai pretenții. Eu trei ultimate pack-uri și mi-a dat doar nava. Știu, știu, fratele meu ortodox, că și ție nu prea le-ai nici tu cu pachetele. Am văzut că nici prieten, nici ție nu prea ți bagă nimic. Asta e, ce să faci. Se întâmplă și la case mai mari. Nici măcar 84 Mandzukic. Păi eu mă așteptam să fie Mandzukic când am văzut croat. Și bord și astea te așteptai, na, Mandzukic. Diseară bagă ceva la SBC? Păi în mod normal așa ar trebui. Acum rămâne de văzut. De cât ai nevoie să-l termini pe Petit? Cred că după ce vine toți jucătorii... Cred că după ce vine toți jucătorii voi mai avea nevoie de 110, 120 de mii de coins, cred. Cred că cam 120.000 de coins. Cred că după ce vând toți jucătorii ăștia s-ar putea, nu știu sigur, s-ar putea să pot să-l termin pe prima echipă de 85 și va mai rămâne o echipă de 85. Intru să-l iau pe De Gea, foarte bine. Diseară, da, e UCL, da. E Juventus. Să sperăm că întoarce scorul. Ar fi foarte mișto să întoarcă scorul. Cred că ar scoate fotbalul din mulți. Cred că toată lumea se așteaptă să nu să se ducă mai departe de Atletico, automat. Dar niciodată nu se știe cum va veni și surpriza. L-ai vândut pe Kanté sau cum o să joci cu Petit? Păi joc cu două CDM-uri, nu-l vând pe Kanté. Kanté nu o să plece niciodată. Kanté o să plece poate doar... O să vină un Kanté upgradat în cel mai rău caz. Kanté nu pleacă niciodată de la echipă. E cel mai bun CDM. Vrei să faci pe Petit Moments? Da, mai am două echipe de 85 și îl termin. 50 de ca să faci profit din pachetul ăsta, dar de unde atât? Na, nu fac, n-am de unde. De unde, mai ales că jucătorii s-au ieftinit, cel mai scump îl dai cu 2K, nu, ce naiba. Un K, nici 2K, nu dau niciun jucător nici cu 2K. Eu vreau Schalke să întoarcă scorul. Da. Atletico se califică. Presimt un joc urât din partea lui Atletico. Totul e posibil. Diseară va marca un hat-trick Ronaldo. Nu ești primul băiat care zice că Ronaldo va băga un hat-trick. Să vedem. Vedem ce va ieși. Oricum, să sperăm că au forța să întoarcă rezultatul.
Ronaldo va da maxim un gol. Vedem, e bun și un gol. După ce am deschis pachetul ăsta și ați văzut că nu mi-a dat nimic, a ieșit toată lumea de pe live. Bă, ce vagabonți, bă. Bă, ce vagabonți. Am fost 64, 63 pe live și acum, după ce am deschis pachetul, nu mai e nimeni. Vagabonți sunteți. Eddie, mersi de subscribe, tati, și bine ai venit la noi pe canal aici. Păcat, era un pachet super bun, meritai măcar unul de 85. Da, corect, așa zic și eu, măcar un amărât de 85 acolo să pot să-l bag în echipă acolo. Toți suntem 50, Doamne ajută, frate, e bine că suntem și 50. Acum se văd urmăritori adevărat. Da, fiecare, nu oblig pe nimeni, doar că multă lume e curioasă să vadă ce spică la pachete și după ce vede că nu spică nimic, își iau zborul și pleacă, cum se zice. Au plecat și din cauza dezamăgirii, probabil au fost dezamăgiți că nu mi-a picat mie nimic. A, mă, lasă că voi chiar credeți. Cred că s-au bucurat mulți că nu mi-a picat nimic. Cred că mulți s-au bucurat. Barça va lua UCL. Totul e posibil. Mersi, Tony. Mersi, Tony. Face ce faci. Majoritatea se bucură. Îți dai seama, surdaci. În București, eu, da. Da, îți dai seama că majoritatea se bucură pentru că așa suntem noi de fel. Românii, știi? Ne bucurăm de răul altuia, cum se zice. Dar oricum, eu chiar m-am bucurat spre exemplu, uite, când ți-a dat ție Sané ăla, headline, chiar m-am bucurat că ți-a dat, sau când i-a dat lui Andrei Bărbosu, i-a dat Messi, chiar m-am bucurat, frate, pentru că, na, sunt ai noștri, cum se zice. Nu se vinde Iașin. E, las că se vinde, dă-l și tu la super ofertă. Bagă-l și tu la reduceri. Te salut, Laurențiu. Diseară bagă sigur Zanetti. Posibil, posibil. Oricum e forță, Zanetti. E forță. Like. Mersi, bossule, mersi. Apreciez. Black Friday, da. Sau ție Ronaldo și Felipe Anderson once touch. Da, după ce mi-a dat cartonașele astea, din câte vedeți, nu mai dă nimic, frate. Adică ceva major, mă refer. Nu o să mai dea nimic. Asta e, eu eram conștient că o să fie greu să mai dea ceva după ce îți dă ceva major jocul, e greu să-ți mai dea ceva, dar oricum tot rău spre bine, știți cum se zice, dar probabil o să-l termin joi, probabil pe petit o să-l termin joi pentru că în momentul de față nu știu dacă avem coins nici măcar să terminăm prima echipă de 85. O să încerc să termin cu voi aici pe live prima echipă de 85, vedem dacă reușim, dacă nu, asta e, măcar am încercat. Îmi poți arăta și mie echipa, sunt nou. Da, Rob. Da, ți-o arăt imediat. Mai ia și taxa 5%, corect. Păi să fie treaba, treaba. Merită la font, nu cred. Păi urmează 100% Argentina și singurii argentini prin moment Zanetti și Maradona. Deci o să avem Zanetti, clar. Păi nu o să-l bage pe Maradona acum. Maradona cred că e top 3 cei mai buni din joc. După Pele, probabil e al doilea, nu știu. Mie oricum, mie personal îmi place foarte mult cum l-au făcut pe Maradona. Adică, sincer să fiu, dacă mai pune să aleg între un jucător, ori l-aș vrea pe Ronaldinho, ori l-aș vrea pe Maradona. Ce-ți mai trebuie? De curând vine o legendă, o să vezi că zic bine. Să sperăm, alături, să sperăm, tati. La fel îți doresc și ție să-ți vină și la tine o legendă. Cine e cel mai bun jucător din joc? Abar n-am, nu știu, e greu de zis. Greu de zis. Greu de zis. Probabil Maradona, nu știu, habar n-am. E 99 Maradona. Cum e în joc Ronaldinho? Bestial, e mișto. Se mișcă tare, tare bine. Ai prins blonda? Nu, 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 Iulian, nu, nu. E SBC-ul, SBC-ul. De unde atâta? Maradona niciodată cu înălțimea aia. Mie îmi place Maradona. Not Mario, mersi de subscribe, bine ai venit în echipă. Mie îmi place Maradona, chiar dacă e mic de înălțime. Asta e, gusturile nu se discută.
Eu cred că Pele e cel mai bun din joc. Dar Maradona am zis că îmi place mie cel mai mult din joc. Asta e altceva, e ce îmi place mie. Subscribe, mersi Style, mersi. Ronaldo Totti, bă, nu știu dacă e mai bun decât Pele, nu știu. Sunt amândoi au 99 overall. Posibil, posibil Cristiano, nu știu. Nu știu, sunt mulți, frate, depinde, depinde. Sunt mulți, adică diferențele între ei e foarte, diferența dintre ei e foarte mică, asta vreau eu să vă zic. Grăsuțul e best. Și Grăsuțul, iar e clar că e cel mai bun, între cele mai bune vârfuri. Părere Messi sezonul ăsta, în realitate sau la FIFA? Pele, Messi, Totti, Ronaldo, Totti, top 3. Da, posibil ăsta să fie top 3-ul. Oricum, e greu să alegi din atâția jucători, frate, sunt exagerat de mulți. Și majoritatea cu rating mare, adică sunt foarte mulți cu rating mare, jucătorii Totti și Mbappé Totti, iar e unul dintre cei mai buni. În realitate, Messi, păi a jucat bine, dar se putea și mai bine, cred eu. Adică a avut și sezoane mai bune. Salut, Dodo! Messi cel mai bun. Da. Nu faci. Ce să fac? Mă uit pe Footbin momentan. Stuani și Morata. Dodo, mersi de subscribe, tati. Mersi mult de subscribe. Ba da, mă, frate, acum încerc. Acum încerc să fac echipă. Să vedem cum facem. Să vedem cum iese. E nasol că îți trebuiesc doi în form, frate. Și na. E greu. Doi informi sunt scumpi ăștia, informi. Am bătrânit Messi și Ronaldo și e greu. Bă, mai duc Messi și Ronaldo, credeți-mă că 2 sezoane vor mai duce la nivel înalt. Deci la nivel înalt o să mai ducă 2 sezoane. Dar cu siguranță vor juca mai mult de 2 ani de aici încolo. Pentru că la ce formă fizică e și Ronaldo și Messi arată bine. Nici Messi, nici Ronaldo nu mai au de demonstrat nimic, frate. Au demonstrat ce era de demonstrat. Amândoi, frate. În punctul meu de vedere, Ronaldo a demonstrat mai ales că s-a dus și în toate campionatele astea, înțelegeți? Adică omul va demonstra și în Italia, a demonstrat și în Anglia, a demonstrat și în Spania. Ronaldo e superior fizic. Păi tocmai de asta zic, Ronaldo oricum e mai mare cu un an parcă decât Messi, un an sau doi. Dar oricum, din punct de vedere fizic, Ronaldo va duce încă 3 ani de aici încolo, până și la 36 de ani Ronaldo o să joace blană, 36-37, duce sigur. În zona lui de confort, categorie, da, pentru că el nu va pleca de la Barcelona. Deci fan Ronaldo, oarecum Alexandru, oarecum. Îmi place în orice caz, îmi place mai mult decât Messi. Recunosc. Cu un an și 8 luni, am înțeles, aproape 2 ani. Da, mă, ambii sunt zei pentru că s-au ținut de viața sportivă. S-au ținut de viața sportivă și din cauza asta, nu. Contează mult să te ții de viața sportivă dacă vrei să reușești în domeniul ăsta. Cel mai bun e Icardi. Tot Lukaku. Lukaku l-am băgat la SBC-ul ăsta, nu mai l-avem pe Lukaku, la revedere. Am băgat toți jucătorii la SBC-ul ăsta. Aia e. Lasă-ne, frate, cu Lukaku. Zici că e vagon. Zici că e tramvai Lukaku, așa se mișcă de bine. Am spart iar controlul. Păi foarte rău că o să trăiască să dai banii pe el și iar. Așa am făcut și eu, George Best. Mi-am
Elite clubul, bă, oricum ideea e că te alegi cu un jucător bun. Mbappé o să treacă de 5 baloane, nu cred, nu cred. Icardi zeu pe cap și pe șut, da, e bun, e bun Icardi în joc, am jucat și eu cu Icardi și mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult. Știi cu ce echipă ține Jepcar? Nu, nu știu cu ce echipă. Părerea mea e că Modric nu merită balonul de aur. Nici acum nu s-a dat Iașin. Păi depinde. Băi, legendele se dau mai greu, frate, asta nu înțelegi, știi? Legendele se dau mai greu, adică nu te aștepta să imediat bam bam cum l-ai pus gata să și-l dai. Trebuie să ai răbdare. Nu știu ce chemistry merge pe sus. Uite-te și tu pe Footbin. Dar Ronaldo și Messi merită balon de aur la ora actuală. Posibil, nu știu. Nu știu, frate. Sunt mulți jucători buni. N-am ce să comentez. Bă, mai trebuie plus 2, frate. Socrates 92 sau Stoișcov. Socrates, clar Socrates. Clar Socrates. Da, e mult mai bun Socrates. Hai să vedem dacă ne ajung banii să-i cumpărăm pe nebunii ăștia. Morata celălalt ca să fie în formă. Asta văd că e once to watch. Nu ne ajung banii nici de cele două informuri, da, fie. Îmi scump rău informurile astea. Dacă nu erau informurile, îl terminăm. No, nu fac, Andrei, nu fac. O să bine că mi-ai amintit, o să vând. Am vrut să-l fac pe Emre Can, dar nu stau să-mi bag capul. O să vând bronje. O să vând bronje, poate mai fac și eu rost de coins. Merită, dar nu stau să-mi bat capul. Crede-mă, adică na, nu sunt, mă extenuează. Stau să-mi bat capul cu. Merită, de merită, merită, nu zic că nu merită. Adevărul e că nu mai dau goluri din lovitură liberă cu Ronaldo, cu Messi am dat de câteva ori. Da, Messi execută bine loviturile libere la FIFA, chiar foarte bine, chiar mai bine decât Ronaldo, pot să zic. Salutare, Joker! Ai făcut SBC-urile cu care aduc profit. Alea de la începutul jocului, da, le-am făcut. Dacă la alea te referi. No, nu stau Andrei să mai fac niciun Emre Can, nimic. Cum zici tu, pe mine nu mă interesează să demonstrez ceva, să arăt vreo dovadă. Bă, n-am înțeles de ce vă contrariați, dar fie. În FIFA 18 dădeam numai cu Ronaldo. Da, și în FIFA 19 văd că bate mai bine Messi.
Alea de la Ligi. Nu, nu le-am, nu am făcut, Mihai. Nu am făcut toate alea. Deci 37 de mii e cel mai ieftin. 37 de mii are. Luăm pe ăsta și vedem. Vezi că sunt multe SBC-uri de 8-9K care trebuie să câte un Prime Gold Players Pack și e profitabil. Păi scrie-mi-le și mie, Mihai Cărciumaru, cam care. Hai că intru acum cu voi pe live. Nu mai cumpăr niciun jucător, l-am cumpărat pe ăsta. Să mai ne rămână și nouă 40.000 și dacă îi facem niște SBC-uri din astea, poate ne mai dă ceva și reușim în cele din urmă să-l terminăm, pentru că altfel n-am nicio șansă să-l termin pe Petit. Deci, aici ne-ar mai trebui așa. Ne-ar mai trebui să-l luăm pe ăsta, care costă undeva la 40.000. Ăsta, ia, stai așa. Stai să fac așa un calcul. Faci un draft. Nu cred, nu cred. Pentru ce îl iei? Păi vreau să-l termin pe Petit. Ăsta e vreo 12.000, deci aproape 60.000 ăștia-și doi. Ăștia 10.000, 70.000. 75. 75, 90.000. Mai ne-ar trebui 90.000 ca să-l terminăm prima echipă de... Deci mai am nevoie de 40.000 de coins ca să termin prima echipă de 85. Ne cumperi jucători joi că sunt mai ieftini. Bă, și acum s-au ieftinit, mă. N-ai ce să mai aștepți până joi. Vezi, poate să faci jos măcar de un squad de 85 să scoți un pachet. Păi da, asta e. Să facem un SBC din ăsta, cum zicea Mihai. Facem un SBC din ăsta, profitabil, cum se zice, de la Ligi. Napoli, Dortmund, Atlanta, Betis, Sporting. Ups, Adrian. Andrei Dei, mersi de subscribe, bine ai venit aici pe canal. Ia să vedem, de la Ligi, Italia, Napoli, dar cred că am făcut Napoli, dacă nu mă înșel. Am făcut Napoli, am făcut Napoli, ia Dortmund, Lazio și Roma. Să fac și Lazio și Roma, adică e profitabil, nu? Ia. Și îmi dă un premium gold players. Caută pe Footbin să vezi ce zice acolo. Da, mă, da, stați așa că mă uit acum pe Footbin să vedem la ligi. Care ar fi așa mai de Doamne ajută ăsta cu Lazio să vedem cât costă. Cam cât m-ar costa. Salut, cât mai ai nevoie pentru Petit și cât l-ai vândut pe Grizi? L-am vândut cu 105K. Atâta se vinde din păcate. Au scăzut mult prețurile. Mai am nevoie de 40 de ca să-l vând, 40.000 de coins ca să fac prima echipă de 85 și vreo 120.000 ca să fac a doua echipă de 85. 105, nu, 105 l-am vândut. Inter s-ar putea să dea Prime. Da, imediat mă uit. Serie A. Da, așa, facem Lazio. Lazio costă 10, 11K, văd. 11K costă pe calculator, pe PC. Hai să facem Lazio de 10K. Rare Electrum Inter. Da, îl fac și pe Inter. Donez 1 euro. Dacă ai plăcerea NMC Boss, cu mare plăcere. Vezi că ai link-ul în descriere. Electrum Inter. Da, facem și Inter. Facem și Inter după aia. Mai bine faci Inter și... Păi îl fac și pe ăsta și pe Inter, mă. Nu e ok 11K pentru premium. Caută Prime-uri. Ok. Păi ia să vedem. Inter. Inter. Hai să văd cât costă Inter. Nu e Lazio bun. Ok. Nu se merită. Bine, hai să văd cât e Inter. Milan, Inter. Inter costă 16K, frate. Și ai 15K. 15K e ăsta. Undeva la 15-16K. Merită Rare Electrum Players 15K? Care e legenda cea mai bună din joc, după părerea ta? Pele. Pele sau Maradona?
Pele, Maradona, R9. Rare Electrum e bun. Ăsta mă duce undeva la 16K. Roma dă Mega Pack. Oricum face o treabă super și văd dacă zic. Ok, mersi boss. Mersi mult, tati. Cum vrei tu, frate. Hai să-l facem pe ăsta. Îl facem pe Inter. Alea din Italia nu se merită deoarece SBC cu italieni. Și cred că am făcut Beşiktaş, cred că am făcut Beşiktaş. Imediat, mă, hai să-l facem pe ăsta, dacă tot ne-am băgat în rahat, trebuie să-l facem pe ăsta și gata. Hai să vedem, stai să mă uit dacă am vreun jucător de la Inter. Poate mai scutim un pic dacă avem vreun jucător de la Inter, dar nu cred. N-am niciun jucător de la Inter. Sunt scump jucător italian pentru că e Bonaventura. Păi hai să vedem, frate, Martinez. Îl fac concep, frate, și dacă într-adevăr sunt prea scump, nu-l mai fac. Dacă sunt prea scump. Un live, un like, o flotare. Așteaptă. Arsenal. Fac Arsenal să nu fac pe ăsta. Un prieten a deschis pachetul ăla de la SBC, din care am deschis eu ramă și a picat Gullit Optimus. Vai de capul meu, Gullit Optimus, mâncați aici pula ta. Păi dacă i-a picat Gullit Optimus, frate, s-a făcut om. S-a făcut om, cred că e 10 milioane ăla. Arsenal. Păi e Premium Gold Players Pack, frate. Să merită ăsta Premium Gold Players Pack. Bă, vorbește aiurea, mă, Rareș. Vorbește aiurea cu aia, iar dă. Asta e pula mea, e pachet de la ieftin. Premium Gold, pula mea. Premium Gold ăsta e 45 de camă. Da, mă, să mă uit eu, să văd cât costă pachetul ăsta în pula. Hai să văd eu cât costă pachetul ăsta. Deci Premium Gold. Ăsta e în pula mea parchet de 25 de K. Ăsta e de 25 de K. Prime Electrum, uite ăsta. Ăsta e Prime Electrum Players Pack, ăsta e scump. Salut Alex Game-ul Dabija. Bilbao costă 13K și e pachet de 45. Prime Gold. Deci care se merită, mă, frate? Că văd că nici voi nu știți. Manchester? Merită Manchester ăsta? Rare Electrum Players Pack. Ia să vedem. Manchester.
Cât costă asta? Chelsea. Nu să conectez PS4. Apropo, Neymar și Mbappé sunt magicienii mei, sunt super buni, dar nu știu ce chemistry să pun pe Neymar, că am folosit cu Hauk și Dedai. Mi se pare mai bun cu Dedai. Tu ce zici? Păi rămâne cu Dedai atunci. Sau poți să-i pui Engine. Engine, iar încearcă cu Engine. Dacă e Prime Gold Player Pack, ăsta e Rare Electrum. Deci dacă e Chelsea, Liverpool și Manchester sunt bune. Pe păi ăsta e Manchester, ăsta e de la Manchester. Salut, Iulian. Cum să conectez PS4 la internet? Păi, pai mufarina aia, frate, mufa de la... Devine ție de la internet și o bagi în PS4, ce e așa greu? Bilbao, Chelsea, uite de cât costă. Chelsea costă 17k, frate. 17k Chelsea și Manchester United 20k costă asta. Merită asta? E pack de 30 de cu 12 jucători. Merită asta 20k, frate? 21k. Ai făcut Porto și Sporting? Nu, nu le-am făcut. Bilbao e cel mai bun și cel mai ieftin. Hai să ne uităm și la Bilbao, nu? Hai că mă uit și la Bilbao. Nu, nu cred că l-am făcut, nu am făcut. Unde e, mă, Bilbao? Atletico Madrid. Păi ăștia cum îi cheamă? Atletico Bilbao, parcă. Nu-i văd, să moară mă asta dacă-i văd. Bagă Sporto și Sporting, băgăm. Mamă, dar s-au scumpit. Când le-am făcut eu, erau 15 ca maxim. Prim. Atletico, da, bravo. Atletico Club. Imediat să mă uit. Da, primul, gata, l-am găsit. Să mă uit pe Footbin să vedem cum stă treaba. Atletico Club, mâncăței și guriță. Ia să vedem. Dar nu găsești, nu. La Liga. Da, la Liga, gata, am găsit. Atletico cu 13k, frate. Ba nu 13k, ce vorbești, mă? Ba da, mă, 13k. 13k 400. 13.400. Aduriz. Da, atât ai. Merită Bilbao, cum depinde și de Bulan. Că îți dai seama, te salut pufoșenii. Să faci neapărat Porto și Sporting. Da, Mihai, da. Fac după pachetul ăsta, următoarele două sunt Sporting și Porto. Mi-aduce aminte dacă uit. N-am niciun sărac de ăsta. Era bine dacă aveam și unul. Merită Bilbao acum, depinde și de bună. Da, normal. 13k și e pachet de 45. Da, merită, merită. Hai că am ajuns și eu, am dat și like. Ai deschis pachete? Da, Zlata, m-am deschis și nu ne-a dat nimic. A fost un singur board. De fapt, au fost două borduri. Unul de 84 și unul de 83. Deci, ditai pachetul de 100.000 și mi-a dat încăcat un jucător de 83. Asta e, n-avem ce să facem. Beşiktaş cred că l-am făcut, nu știu sigur. Eu mi-am băgat echipa la SBC-uri și am dat unui prieten 200 de K și mi-am dat reset să fac din nou SBC-uri și din vreo 20-30 bani mi-a picat doar Sané. Da, nu știu dacă e combinație cu pachetele astea, dar încercăm. La Porto și Sporting pachete de 30 de K. Oh.
Pe live-ul tău la pachetele Gladiators mi-a picat Infor 84 1 de 78 Mirada Sanchez CB Bulan. Mi-a picat Infor de 84. Bă, nu e rău, e foarte bine, bravo. GG. Ai făcut profit. L-ai luat pe ăla, dar l-a vezi pe right wing. La ce te referi? Păi fac chemistry. A, ăsta te referi. Gata, gata, gata. Bye. Boschet. Ok, Silviu, mersi că ai fost pe față. Ai dreptate, ai dreptate. Băieți, eu vă sfătuiesc să deschideți pachetele în timp ce vă uitați pe live la gaming, vă crește bulanul cu 200%. Doamne ajută, frate, Doamne ajută. Deci, deschideți-vă pachetele în timp ce vă uitați la live, pentru că aveți șanse mai mari. Da, gata, am remediat. Domnul Martinez. Vine joi, Blonda, eu cred că joi va veni. Cred că joi va veni, Doamne ajută, acum nu știu. Eu sper să vin acum, pana mea. Mie mi-a dat Messi dintr-un pachet din Mexic. Bă, ești nebun. Messi, mă. Se întâmplă, frate. Bravo, bravo. Felicitări. Gata, mă, asta e. Asta e echipa. Am schimbat, mă, right wing-ul. Am schimbat, l-am pus de la Atletico. Am văzut ce a scris. Weekendul următor o să joc 4-1-2-1-2. Nu prea mi-a mers 4-2-3-1 săptămâna trecută. Ai ceva instrucțiuni pentru 4-1-2-1-2? Bă, nu știu, mie nu prea merge cu 4-1-2-1-2. Depinde de formația care o ai. Încearcă, încearcă. Mie parcă merge mai bine 4-2-3-1. Trâmban de Maldini Prime. Mai bun PS4 Pro sau Xbox? Depinde de preferințe, Miki. Sunt mai mulți jucători profesioniști pe PS, dar jocul parcă se mișcă mai bine pe Xbox. Ronaldo mi-a picat acum din rar Jumbo Pack. Oh, felicitări, frate, bravo. Bravo. Pentru cei care nu sunteți logați la contul de Discord al nostru, vedeți că aveți linkul în descriere. Dacă vreți să păstrăm legătura, să vorbim mai multe, acolo ne găsiți, pe Discord. Eu sper joi măcar să-l termin. Dacă astăzi nu va pica nimic din pachetele astea, eu sper măcar să-l termin joi. De la ei îmi dau la pachete doar gunoaie. Se întâmplă, Ștefan, și mie. Cei mai buni sunt pe Xbox. El întreabă pic de console. Păi de console, am înțeles că de console. Vezi cum mâncați și 1500 ești.
1500 și ăsta un mâncat. Hai că e bine. Cine dacă e mai bun Blanc decât Desai? Sunt cam la fel, frate. Adică sunt cam la fel. Sunt cam la fel, sunt doi jucători foarte asemănători, și Blanc și Petit. Acum depinde de gusturile tale. Deci aici depinde strict de gusturile tale, frate. Sunt doi jucători foarte asemănători. Eu l-am pe Desai Baby și sunt foarte mulțumit de el. Acum fiecare, ți-am zis, cu gusturile lui. Ce merge la mine s-ar putea să meargă la tine și invers. Desai e bestial, da, eu ți-l recomand, îți dai seama. Desai Baby mie, pe mine m-a impresionat și mi se pare bun, dar nici nu vreau să mă gândesc cum e Desai Prime Moments ăla. Desai Prime Moments ăla cred că e stâlp, nu trece nimic de el. Salut, Șerban! Am jucat de două ori contra lui Ronaldo azi și nu mișcă nimic. Înseamnă că își face treaba bine de Desai. Nu e foarte scump de Desai Prime Moments. Cât costă? Cât te duce dacă te referi la SBC? Oricum, cred că e beton. 1,7 milioane. E bine, pe ce consolă, Andrei? 1,7. Pe PS, pe Xbox sau pe PC? A dat unul azi la Rivals cu echipă de 7-8 milioane și nu știa să lege două pase și m-a bătut. Hai, pe PC. Am înțeles. Păi nu, e foarte ok. 1,7 milioane e foarte, foarte decent. Chiar e ieftin. Uite, spre exemplu, Blonda Petit te duce undeva la 2 milioane. De ce mai scump Petit? Cred că vorba aia, cred că toate cartonașele Prime Moment sunt foarte mișto. Foarte mișto. Ce zici de Del Piero? Păi m-am uitat la Cosmin că l-a făcut loan și era foarte mulțumit de el. Deci cred că e foarte bun. Eu am jucat cu el la draft. E bunicel, n-am ce să zic. E bunicel, frate. Merită și e destul de ieftin, iar e foarte ieftin și Del Piero, așa că puneți mâna și băgați-l, că e destul de ieftin. S-ar potrivi de să iei Prime Moments, ne să upgrade, dar nu știu ce să zic. E greu la echipa mea să prefer să stau cu ăsta Baby și să upgradez în locul lui Ramos pe altul. Salut, salut The Dark Rider. Da, te mai știu, știu că ai mai fost aici la noi pe... Cam scârție Del Piero. Bă, nu scârție, e bunicel, să știi. Și totuși gândește-te că e unul dintre cele mai ieftine Prime Moments. E 1,5 milioane sau ceva, 1,7 pe PC și 1,4 la voi pe console. Deci eu zic că e foarte ieftin. Din punctul meu de vedere, cred că e printre cele mai ieftine Prime Moments. Acum fiecare, nu știu ce pretenții aveți voi, dar fiecare are preferințele lui și gusturile lui. Fiecare cu gusturile lui, da, așa este. E foarte slab Del Piero, în moment să l-am loan, e foarte slab. Nu știu ce să zic. Dacă ție nu-ți place, nu înseamnă că e foarte slab. Na, nu știu.
Am un tovarăș și de-abia a cumpărat FIFA 19 pe PC și a făcut Savage Advance și a picat pe L99. E o mizerie FIFA, dar niciodată nu știi, fiecare cu bulanul lui. Foarte slab, exagerez cum să fie slab, dar așa zic și eu, n-are cum să fie slab. N-are cum să fie slab, dă-l în pizda măzi. Slab nu e. Poate că nu-ți place ție, asta e altceva. Dacă știi să joci cu el, e foarte bun, corect. Acum depinde și pe ce poziție îl folosești. Poți să-l joci CAM și cred că e foarte ok dacă îl joci CAM. 5 meciuri, niciun gol. Depinde cum îl joci tu. Depinde cum îl joci tu, frate. Depinde pe ce poziție îl joci. Joacă-l CAM și vezi cum se mișcă. Ești mă la. E bomba Company Flashback. Mă bucur că-ți place. Da, Eusebio și. Da, mă, dar gândește-te și la preț. Cât va costa Eusebio, cât va costa. Cât costă Del Piero. Adică gândiți-vă și la preț. Înainte să faceți afirmații de genul ăsta. Și prețul contează. Crezi că merită să-l faci pe Petit Bro? Da. Sigur, sigur merită pentru că e unul dintre cei mai buni CDM-uri din joc. Nu o să am bani niciodată să-mi iau Vieira sau căcaturi de-astea pentru că sunt prea exagerat de scump. Dar Petit eu zic că merită. A, fac niște SBC-uri, nu iau pe nimeni. Am și eu o întrebare, l-am făcut și eu pe Vardy și Ducure se merită, vreau o mică părere, l-am făcut pe Mendy la moment, joacă bine, dar acum se vede dacă este mai bun ca Robertson. E mai bun ca Robertson Mendy ăla, stai liniștit. Ducure merită, Vardy nu știu, Ducure e destul de bun, e gen Pogba. Pe cine alege dintre Ramos și Virgil? Cred că Virgil cred. Mai punem 700 de K și luai, ideea e că n-aveam cum să mai pun 700 de K pentru că eu aveam niște iconsuri care erau blocate în primul rând și aveam jucători untradeable care i-am băgat, înțelegi? Deci nu i-am făcut cu bani reali, practic, n-am băgat toți banii. E forță Petit, salut Raul. Crezi că e mai bun Rijkaard? Nu, sub nicio formă. Păi da, aveam jucători untradeable și tot felul de chestii, i-am băgat în pack-ul ăsta cu Petit, deci n-am avut niciodată, adică eu nu o să dau 2 milioane pe Petit. Din start cred că o să scad, nu știu, vreo 800 de mii de coins, adică eu o să dau undeva la 1 milion și un pic pe Petit, până la final cum ar veni. Am făcut 20 de K într-o zi, în 2 săptămâni, le iau pe Van Dijk. Da, foarte bine faci. Salut, bărbosule, salut, frate. Cosmin, faceți live. Del Piero. A făcut și ieri. De unde poți să cumpăr coins ieftin pe PS4? Nu știu, sunt tot felul de site-uri din astea, dar ai grijă că poți să-ți iei bani. Bine ai revenit, frate. Ia spuneți-mă ce de-astea să mai fac. Am făcut Bilbao. Ce mai merită să fac? Ziceați ceva de Porto. Merită să fac Porto ăla? Să fac SBC-ul lui Porto? Porto? Bărbosu, respect. Bagă Porto și Sporting. Păi, ce ligă? Ce ligă e Sporting? Super League? Ce ligă e? Că nici nu știu. Vă susțin pe amândoi. Să rămână, să rămână. Pack de 30 de K. O colaborare ar merge. Aș vrea să fac colaborare cu Cosmin sau cu Andrei, cu oricine. Eu sunt deschis la orice. Liga NOS. Liga NOS. Ia să vedem. Liga NOS. Gata. Beşiktaş, Porto, Sporting. FC Porto. Mai bine fă un draft. Mai bine nu. Da, Andrei, știu că sunt pe PC, dar n-are importanță, adică ca să faci colaborare gen,
Putem să facem prin Discord, știi? Adică când deschizi tu pack-urile să facem filmări de genul ăsta, când deschid eu pack-urile tu la mine pe live, înțelegi? Să comentăm în direct chestiile astea, știi? Adică să pui să-ți apară camerele amândurora pe live, știi? Cum ai mai văzut la alții, nu știu dacă ai mai văzut tu la alții cum fac, știi? Ceva de genul ăsta, adică poți să faci chestia asta. Nu contează că nu putem să jucăm meci împreună, că eu sunt pe PC sau tu, putem să facem o colaborare de genul ăsta. Doamne ajută. Bravo, bă, ortodox, și mie îmi place că m-ai folosit și Doamne ajută decât altceva. Bravo. Felicitări. Eu sunt dispus oricând. Cosmin, tu ai probleme tu ai probleme, frate, cu ăsta, cu Discord-ul, frate, că nu prea știi tu să umbli pe el. Trebuie să... Nu știu cum să înveți tu să umbli pe Discord-ul ăsta ca să putem face. Ar fi frumos, știi? Salut, Angel! Salut! Putem să facem și toți trei, cu eu, Cosmin și Andrei. Putem să facem inclusiv toți trei pe un singur live. Care e mai bun? B, Mendy, SBC sau Kurazawa? Nu știu, cred că Mendy, habar n-am. Da, categorii ne facem mai repede pentru că ne ajutăm unul pe altul, frate. Trebuie să mă înveți, bro. Cosmin, cred că singura șansă să luăm legătura e pe zi, pe WhatsApp, frate. Pentru că eu nu am Facebook, n-am chestii de genul ăsta. Le-am închise. Număr de telefon pe live, bro. Nu, că după aia intră toți nebunii. Facebook, n-am Facebook, n-am Facebook, Andrei. Ia să vedem la Porto, FC Porto, să vedem cât costă SBC-ul ăsta. Benfica, Sporting. FC Porto, 13, 14K. 14K, hai că nu e așa mult. FC Porto, ia să vedem dacă avem. Da, e 13-14K. Eu sunt pe PC, Eddie. Da, Cosmin, dar ți-am zis că numele tău are un diez și un număr, știi? Ca să poți să intrăm în contact pe Discord, să vorbim inclusiv prin mesaje, trebuie să-mi dai și numărul ăla de la finalul numelui tău, știi? Că altfel nu pot să-ți dau eu ad. Păi, văd. Păi, Eddie e vreo 13.800, văd pe PC. Deci nu e 11K, cum zici tu. Merită ca 14K. Numărul ăla e tag. Păi, ca să pot să dau de el, îmi trebuie numărul ăla. Adică la numele tău, când ai să te uiți practic la numele tău, când ai setting sau ce dai tu, știi, și ți apare acolo poza aia care ți-ai setat totuși și așa mai departe, scrie numele tău, nu știu, de exemplu Cosmin Zerg și e un diez și după diezul ăla sunt vreo patru numere, te să dai cu totul. Exact, uite cum ți-a zis Tueni, exact cum a scris Tueni. Sau să intre pe Discord-ul meu, dar asta nu înțeleg, de ce nu intri pe Discord-ul meu? Uite, e link-ul în descriere. Deci pur și simplu apeși pe link-ul din descriere și dai join. Dai join ca să intri pe canalul nostru, știi? Și de acolo te văd eu, știi? Așa e cel mai simplu, practic. Adică dai click pe linkul din descriere, că e Discordul nostru în descriere, ai dat click pe el și te redirecționează automat și dai join și ai terminat povestea. Bine, Cosmin. Ce zice Messi de 97? Salut, Master. Acum 10 minute l-am făcut. Păi da, probabil aveai jucători prin club de ai reușit să-l faci cu 11K. Sau probabil s-au mai ieftinit și e învechit prețul pe... Iganus. N-am, mă, niciunul, mâncați-și.
Așa fac, da, foarte bine. Messi joacă striker și rupe cu CR7, da. Cum ar fi combinația asta? Ar fi fatală combinația asta, să-l ai și pe Messi și pe amândoi să iei. Da, domnul, să vă pice ce dorești joi la pachete. La fel și ție, Wolf, să-ți pice și ție ce îți dorești tu, frate. Cred că toată lumea și-ar dori walkout-uri din alea șmechere. Ce să o mai dăm pe ocolite? Nu se face update la prețuri greu pe Footbin. Da, am înțeles, Edi, am înțeles. Mertens, Carnival. Îi am pe amândoi. Ți-a căzut CR7 Andrei sau l-ai cumpărat? Bravo, bravo, tati, bravo. Salah e ieftin. De ce nu-i dai direct căutare pe market? Păi asta am făcut. I-am dat de pe Footbin îl fac. Mi-a căzut din market? Adică l-ai cumpărat, cu alte cuvinte, pe CR7. L-ai cumpărat, a, păi și ce ai vândut? L-ai vândut pe Del Piero ăla baby și ce ai mai vândut? Vreau numai un striker portughez de la Juve. Da, Maximus, da. Toată echipa, băi, a, sunt curios ce echipă mai ai acum, frate. Sunt curios ce echipă mai ai acum. Mâine seara să intru pe live. Ok, o să fim cu ochii pe tine, Andrei. O să fim cu numai ochi și urechi, frate. Poi mâine vin premiile, frate. Fiți pe fază. Să pice ce trebuie. Salut, Dani, salut. A venit bine ieri Ramos ăla, ce am putut să lua înapoi pe Pogba și De Gea. Foarte tare, da, ți-a picat super, super. Super bine ți-a picat, frate, că l-ai luat dintr-un pachet, ai făcut vreo 400 de K, cred că. Și Handanovi și ăsta, și nebunul ăsta de Ramos, care e destul de scump. După cum vezi, toți avem barbă. Bărboși, facem clanul bărboșilor. Trebuie să-și lase și Cosmin barbă și facem toți. Te uiți la meciul cu Juve, da. Te uiți pe live? Nu, o să mă uit la televizor. Vă pică un caca joi. Va pica un caca joi. Da, se știe, asta e. Dar măcar speranța moare ultima. Păi da, dar față de Griezmann care e 100 de K, tot e bine. Eu m-aș fi bucurat să-mi fi picat mie Ramos. Predicție Team of the Week? Păi deja a apărut, frate. A apărut. O să fie Sterling, o să fie Varan, o să fie Ben Yedder, și o să mai fie câțiva bunicei. Nu mai țin minte, dar oricum sunt destui. Varan ăla vreau să-mi pice. Dacă îmi pică Varan, sunt mulțumit, super mulțumit dacă îmi pică Varan. Jucătorii de FIFA așteaptă ziua de joi ca ziua de salariu. Da, exact, ca ziua de salariu, frate. Adevărat. Kanté și Pogba sunt cei mai buni CDM din joc, gol, după părerea mea. Da, clar, gol, da, sunt cei mai buni.
Și Kanté ăla e să moară măsa dacă nu e, e periculos rău de tot. Gândindu-mă că costă și puțin, frate, și e cartonaș gol și să fie atât de bun, mi se pare fenomen. Zidane is back, așa este, da, s-a întors Zidane. Un Ronaldo red pick decât salariu. Mă, mie dacă mi-ar pica Ronaldo red pick în momentul de față, n-aș avea cum să-l bag în echipă, pentru că oricum îl am pe la once to watch, care e untradeable. Deci pentru mine ar fi un chin, un dezastru să-mi pice așa ceva. Așa că nu. Prefer să nu. Să nu fac sânge rău. Marega. The King is back, Zidane. Cei cu cardul ăla numai regal lor. 86. Păi uite că e card UCL. Mersi, Tony. Mersi, mersi, mersi. Vorbim acolo, să știi. Oricum, avem o comunitate frumoasă și pe Discord și... orice nelămurire ai, orice vrei, te ajută băieții, te ajut eu, depinde. Nu numai despre FIFA, despre orice. Ce părere ai? Era Zidane bun sau Ronaldo ținea echipa? Amândoi, amândoi. Ideea e că Zidane o să facă treabă bună, o să vedeți că Realul își revine dacă îi va lua ce vrea el. Am înțeles că vrea să-l ia pe Hazard și pe... încă un jucător, nu știu, încă un jucător foarte bun. Deci dacă o să-i aducă jucătorii care are nevoie Zidane, cu siguranță va face treabă bună. Yes. Bun, dacă cumperi jucătorii așa și te duci pe market. Pierd prea mult timp, Mihai. Nu e, nu pierd mult. Oricum îi iau mai ieftin decât pe Footbin. Oricum îi iau mai ieftin, frate. Adică iese mai puțin decât scrie pe Footbin. Uite, spre exemplu, pe Footbin ăsta e 900. Eu cred că îl găsesc mai ieftin. Îl vrea pe Salah și Hazard, auzi. Ce se vede, te mai faci de la Leagues. Păi ăsta e FC Porto. Mbappé. Real o să revină doar dacă mai schimbă lotul. Păi asta e ideea, că... ideea e că dacă îi aduce ce are nevoie Zidane, o să facă treabă bună. Îți dai seama că o să facă treabă bună. Am să-i dăm pe market. Te salut, Cristian. Salut, bine ai venit. Dacă Liverpool nu ia Premier League sezonul ăsta, sunt 6 mari să plece jucătorii, precum Salah. Păi, posibil să plece, nu cred că ia. Neymar, Mbappé, Hazard, Icardi, ăștia la Real, mamă, ar fi bombă. Tata Perez bag 750 de milioane pe transfer, vai de capul meu. Câți bani se învârt în fotbalul ăsta, adevărat? Bă, dar scump e sărăcia asta, mă. 1500. Sus rasa ta, cum să fie 1500 cărnatul ăsta? Acum 3 ani Perez a vrut să-l aducă la Real pe Ibra să fie atac cu CR7 și Ronaldo nu a acceptat. Da, probabil nu-i plăcea compania lui. Dacă bagă 750 trebuie să vândă măcar 500 de milioane și nu are de unde. Haideți cu 80 de like-uri. Vrem să facem 100 de like-uri. N-am făcut niciodată 100 de like-uri. Poate facem astăzi. Doamne ajută! Da, oricum Bale ăla nu e ce trebuie. Face, mă, face 750, dacă îi dă pe ăștia face bani.
Dar dacă o să-l aducă pe Hazard și pe toți nebunii ăștia, o să fie forță. Bale, Ebaler. Nu înțeleg ce vrei tu să zici. Salut, merge cu Petit. Încercăm, Sabin. Nu. Încercăm, mai fac două SBC-uri de astea. Am făcut două SBC-uri, o să le deschidem pe live și vedem dacă mai pică ceva. Dacă nu pică nimic, asta e. Nu o să reușim să-l facem. Isco, Bale, Marcelo. Nu sunt în formă deloc și nimeni nu o să dea mai mult. Bale e decent, dar Benzema trece orice limită. Benzema e chiftea. Ce pui mei, mai ieftin ăsta de 83 decât ăla de 82? What the fuck? Dacă l-aș lua în echipa mea pe Vieira, baby, m-ar ajuta cu ceva. Îți dai seama că te-ar ajuta. Poate scade ceva la pachetele, îl termin chiar asta. Așa ar fi mișto. Așa ar fi mișto. Doresc ca Realul să revină la formă bună. Să-i facă comp. Da, ar fi frumos, ar fi frumos. Dar eu zic că dacă vine, dacă a venit ăsta, eu zic că o să facă treabă bună, o să vedeți. Zidane o să facă treabă bună. Dacă îi aduce jucătorii care are el nevoie, o să facă treabă bună. Hai cu walkout-ul. Hai să vedem. Vedem imediat. Stai să termin de cumpărat jucătorii și vine și walkout-ul. Vreau să fiu pozitiv, să zic că vine. Vine, trebuie să vină. Zidane a declarat că îl vrea pe Salah, Hazard și Icardi și vrea să-l dea pe Bale la schimb. Marcelo nu o să mai plece, Casemiro și Isco. Bă, ar fi forță dacă ar veni Hazard și Icardi și Salah. Gândiți-vă cum ar arăta echipa, frate. Ar arăta bombă, bombă. Deci sunt jucători de jucători din punctul meu de vedere. Sunt foarte buni, jucători foarte buni. Și Isco ăla ar arăta bombă. Eu zic că Isco ar fi super, știi, în atac acolo. Salutare, Alexandru. Salah nu o să vină. Rămâne de văzut. Știi că ai shop direct la SBC? Cum adică am shop direct la SBC? E bun dacă îl vinde, dacă îl pune pe Vinicius pe bancă. Îți dai seama? Exact, trebuie să-și câștige locul. Puști, cordit. Hazard stânga, Vinicius dreapta și Mbappé vârf. Ce vorbești? Ar arăta bombă Realul. Ar arăta cum arăta Realul pe vremuri. Realul pe vremuri ceva de genul ăsta era cu Ronaldo, cu Figo, cu toți nebuni. Are pretenții de Ronaldinho, niciodată nu o să fie ca Ronaldinho. Ce aveți cu Vinicius? E un bulangiu, nu ne place Vinicius. Nu, nu ne place Vinicius pentru că are prea multe arfe, băi. Prea multe arfe. Are arfe de jucător mare. Și nu e.
Bă, dar cum vreau jucătorul ăsta, mă, frate? Un Bemba. Bemba, ce pui mie așa scump? Ronaldinho e unic. Se știe, din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător care a fost vreodată. Să așteptăm 4 minute. Nu trebuie să-l cunoaștem personal, frate, să ne dăm cu părerea. Dacă pur și simplu nu ne place, nu ne place. Dacă ție îți place, laudă-l, dar nouă nu ne place. Deci să așteptăm după asta 4 minute, pentru că e mult prea scump, e 5.000 cel mai ieftin. Ba nu, 2.000 și ceva, dar asta e jucător de 800 de coins. Cum pot spune care ar fi, mi se pare foarte bun pentru vârsta lui. Nu e deloc, frate. Ideea e că i s-a urcat fotbalul la cap. Suferă, se vede în teren, tati. Înțeleg că ești fanul lui numărul 1, dar nici chiar așa. Dacă apare Dinio SBC, vând toată echipa. Da, frate, da. Da, Dinio și eu vreau să-l fac. Vreau, mi-aș dori maxim să-l fac. Maxim mi-aș dori. Mi se pare unul dintre cei mai buni. Din punctul meu de vedere, e numărul 1, frate. M-am uitat puțin la statusele lui de Desai Prime și m-a luat amețeala. Da, frate, e bun. E bun, bun, bun. Desai. 725 de K. Cum? Desai Prime 725 de K, așa e ieftin. Și pentru mine Dinio e cel mai mișto jucător ever. Și la mine la fel, frate. Ronaldinho, Ronaldo la Grasu, deci ăștia doi mi se par top, frate. Top, top, top. Mi-aș dori maxim în echipă și din punct de vedere și live mi-a plăcut foarte mult. În joc e bun, Vinicius, dar în realitate mai are de mâncat. Nu e copt, frate. Cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Nu e copt. Poate îl scoate la 700. Imaginează să-l aduci pe Desai Prime Moments plus Petit. No, nu-mi imaginez pentru că n-am cașcaval. Trebuie să mai crească, corect, exact. Nu e copt, frate, nu e copt. Adică trebuie să stea un pic pe banca de rezervă vreun an, doi, să-și dea seama că nu e chiar așa. Realul nu depinde de el. Să aducă un jucător cum e Hazard, să vadă ce înseamnă să fii jucător constant și bun în același timp, știi? Și după aia poate își dă drumul omul. Ăla am avut pe Dinio 91 ani de când era senzațional. Și la FIFA 19 e bun. Eu mă uit zilnic la clipuri cu Ronaldinho, e legendă. Da, nu, ce a făcut Ronaldinho nu o să mai facă nimeni, frate, era magnific. Magnific. Eu de săptămâna asta iau doar un tradable să mă pregătesc pentru Dinio. Mult succes! Eu mi-aș dori în echipă unde Bruyne Totti l-am pe la gol în tradable și e fantastic. Trebuia să-l faci și pe la Footmas, să știi că se merita. Mbappé la Monaco era slab. Păi, aia e, când își dă drumul, își dă drumul jucătorul și aia e. Deci trebuie să mai coacă un pic. Hazard e bun, e foarte bun. Talișca. Da. Mai așteptăm un minut să luăm pe ăsta și deschidem pachetele alea. Mamă, Doamne, poate ne dă și nouă măcar un knockout ca să terminăm măcar prima echipă de 85 și să mai ne rămână o singură echipă de 85. Merită să dau 70 de K în plus pentru Mbappé 88. Nu, nu cred. Nu merită. Nu merită pentru că e tot cartonaș gold pentru statusuri plus 1. Nu merită. Mai bine strângi și ții un inform de-al lui sau ceva de gen. Eu zic că nu merită.
Hai să vedem, mă, îl iau la 1000, bă, 1200, 1100, hai să poate le iau măcar la 1100, că văd că e foarte scump jucătorul ăsta. Nu mai scrie cu caps lock, gamer, nu mai scrie cu caps lock. Ia, vezi, mă, 1200, 1300. Da. Mult în puii mei 1300 jucătorul ăsta. Hai că dau în pula mea, nu mai stau să aștept. Da, 1300. Da, Maximus, eu te sfătuiesc, eu vă sfătuiesc pe tot să-l faceți pe Petit. Pentru că e arată demențial. Acum v-am zis, dacă vreți să așteptați să joc eu cu el când îl voi termina, nu știu când îl termin, și vedeți la mine cum joacă, dar eu sunt convins că joacă foarte bine, deci n-am ce să zic. Sunt convins că joacă bine la cum arată. Ia vezi, mă, că a plusat la 1500, dă-te morții tăi că nu-l mai au. Remove. Cum să dai 1500 pe ăsta? Mai bine aștept la ăsta, ești nebun. Ce bagabonți ăștia? Eu vreau să-l fac pe Del Piero. Păi fă-l, pentru că e foarte ieftin Del Piero, frate. Fă-l, 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 că e ieftin. Ieftin și bun, cum se zice. E bestie, dacă îl joci și AM, e forță. Ai cu 90 de like-uri, mamă. Dacă facem 100 de like-uri azi pe live, suntem top. Top, top. Rușinică. Am de-abia 500 de K. Am văzut că pe Chan e top 5. Pe cam, pe cam. Da, e foarte bun pe CAM Del Piero pentru că are pase bune, bune, rău. Eu am făcut 9 din 11, nu mai trebuie să dau submit și l-am cu 500 de cal fac. Înseamnă că ai avut mulți jucători în high rated în echipă. Eu cred că până la sfârșit cred că o să dau pe el undeva la 1 milion, probabil, undeva la 1 milion de coins. Dar sincer să fiu, îi dau cu toată inima pentru că sunt convins că e foarte bun Petit. Să-l joci în bandă nu merită. Nu, nu, mai bine joci ce am cu el. Ah, ok, Marius. Ok. Nu, aștept aici la bid. Five Star Weak Foot, da, Del Piero. Da, pe tocmai de-aia zic că e bun pe CIM pentru că poate să-ți dea cu ambele picioare și are pase bune. E exact ce vrei de la un CIM. Acum nu știu dacă îl ține stamina, nu știu ce stamina are, dar cred că are stamina ok. Eu o să iau banii, Bojack. Dacă mă întreb pe mine, eu zic ce o să iau eu. Eu o să iau banii ca să reușesc să-l termin pe Petit. Eu o să iau 70 de K. Dacă îmi dă joi Manel, îi pup ăștia de la ei. Îi pupi pe frunte. Pe Desai nu mai fac, că nu vreau să mă blochez 1 milion. Da. Mai bine ți-ai altceva. Mai bine ți-ai ceva de 1 milion, știi? Adică mai bine îți strângi 1 milion de coins și ți-ai altceva. Lasă-mă, frate, că aștept. Pentru un ca aștept. Aștept 2 minute, nu-i panic. Dacă te plictisești, poți să ieși, Rareș. Nu te ține nimeni cu forța, tati. Maldini Prime de 94 e 1,5 milioane la mine pe Xbox. Da, nu-i rău. Nu-i rău, e destul de decent. 1,5 milioane, eu zic că merită. Doar că mie, eu am jucat, frate, la draft cu Maldini și mi s-a părut cam puturos așa, adică mi s-a părut destul de lent. Parcă e mai rapid Desai, dacă mă întreb pe mine. Desai mi s-a părut mai rapid. Exact, Marius. Exact. Exact, Mihai. Slab la cap, Maldini. Nu știu dacă Desai e mai bun. Bună, Cleverly. Gata cu școala. Bravo, bravo.
Hai că ai venit bine, mai aștept un minut și 30 de secunde și o să deschidem și noi două pack-uri. Am deschis un pack de 100 de mii și ce crezi, mi-a dat un jucător de 83. Mai mare rușine. Din pack de 100 de mii. $80k profit, mamă, forță, bravo, frate. Oricum, cred că ai muncit mult ca să faci 80k profit, sincer să fiu. Așa că apreciez. Apreciez oamenii ăștia. La ora asta ai venit de la școală. Păi poate e după masă. Poate învață după masă. Stai ca nebunul pe Silver 4-5 ore. Da, frate, apreciez efortul care îl faci. Nu mulți. Să știi că nu mulți sunt în stare să facă efortul care îl faci tu. Adică să stai câte 4-5 ore să cumperi mai ieftin și să vinzi mai scump. E foarte greu ceea ce faci tu. Și din punctul meu de vedere e plictisitor. A, e 3.22, stai că Cleverly e pe ora Angliei, frate. E pe ora Angliei, frate, la noi e 5 jumate, la ei e 3 jumate. Dacă vrei profit 100%, cumpără jucătorii de la echipe care apar la marque matchups. Păi asta e ideea, că nu știi ce jucători apar la marque matchups. Doar să fii atunci pe fază cum a dat marque matchups, bam, direct să te bagi și să cumperi repede. Mie mi-au banat contul principal și a trebuit să-mi fac alt cont să-l ridic. Păi și de ce ți-a banat, frate? Că nu înțeleg chestia asta. Nu e ok să iei mai ieftin și să dai mai scump? Ce îi interesează pe ei? Am făcut gol 2 cu ea, dar nu arată rău. Hazard, Mbappé, Griezmann, ți-ai revenit. Interesează să facă bani. Păi nu înțeleg care-i faza, frate. Nu înțeleg care-i faza pentru că... Dacă tu... Păi tocmai asta e ideea, că tu faci snipe, știi? Adică e ceva legal, ca să zic așa, frate. Deci nu văd care și de ce ar deranja pe ei. Se pare că n-avem șanse să luăm pe Mbemba ăsta mai ieftin. Tot plusează ăștia. Uite și tu, plusează 1900. A, mă, dă-o morții. Te banează dacă cumperi coins, da, de acord cu tine. Dacă cumperi coins, dar dacă faci doar snipe-i jucători mai ieftini și dai mai scumpi, de ce te-ar bana? Adică nu văd nicio logică. Te salut, Eduard. Aha, ok, Mihai. Ok, Mihai. Ai, coai, uitați-vă și voi ajuns la 2300 jucătorul ăsta de carton. Du-te, bă, în puii mei. Uite, bă, cum dai o grămadă, arunci o grămadă de coins pe un jucător de căcat. Incredibil. Incredibil. Uite și tu, 2500. Aia, mă, dă-o morții. Da, probabil ai cumpărat coins, frate, de-aia ți-ai luat bani. Nu știu ce să zic, ăștia de-aia i-au băgat un răbun care verifică chestiile astea pe market. Păi da, dar nu e ok că dacă îți dă așa gratuit fără ca tu să faci nimic, nu e ok. Uitați-vă cu aia ajuns 2900 ăsta, sunteți nebun la cap. Băi, frate, ce se întâmplă, mă, frate, cu căcatul ăsta de jucător, mă? Incredibil. Te salut, Cristiano, te respect și eu. Mi-am transferat 300 de mii și mi-au luat și banii mi-au dat și warning. Te-a luat bănuții, a? Intră pe Discord să vezi o surpriză acolo. Imediat intră. Bă, mă fut în el, bă. Iau pe ăsta de 3000 și gata. Îmi bag pula în el. Gata, prea am stat să o lălăiesc aiurea. În sânge. Prea am stat să o lălăiesc ca iurea. Asta e, nu pot să-l iei mai ieftin, nu-l iei. Nu pot să iau altul, că toți erau la fel. Toți aveau 10.000 și trebuia să stai la bid la toți. Asta e, n-ai ce să faci. Am încercat să stau la bid, dar n-a mers. N-ai văzut că plusa ăla în continuu. Dacă vrei să faci profit, ia mulți lanzini până 900 de... Da, ok, mersi de sfat, Eduard. O să încerc să fac și chestia asta. Hai, mă, să deschidem astea două pack-uri. Avem două pack-uri. Avem Prime Gold și Rare Electrum Players Pack.
Shevchenko Baby, Raul Middle, Butragueño Baby sau Hernandez Middle? Hernandez, Antonio, Hernandez Middle. L-am avut și ți-l recomand. Nu trebuie să te grăbești. Asta e Cristiano, ai. A, se va băga SBC-uri cu argentinieni și cardul ăla se va duce în 1,5. A, și să iau acum Lanzini, Eduard, tu zici să iau acum Lanzini până în 900 dacă găsesc. Salut, Nagi. Doamne ajută. Hai că o să investesc și în Lanzini ăla, că n-am nimic de pierdut. O să iau vreo 10. Foi masiv bid, ok. Haideți să deschidem pachetul. Sunteți pregătiți? Îi dăm să-l deschidem? Păi pentru că am băgat minim, frate, Zlatan, am băgat minim. Asta e singura șansă ca să-l termin pe Petit. Dacă stau așa după coins, n-aveam nicio șansă să-l termin. Mai bine bagă în Ever Banega, că e 83 rating. Hai, mă. Doamne ajută, băi. Nu e, mă. Nu e, mă, oacă. Hai, mă, frate. E board, în schimb. E board, e striker, e Dzeko de 85. Hai că nu e rău. Nu e rău, frate. Nu e rău. Dzeko de 85. Eu am 30 de Evan Banega. Luați la 900 de ca... Pe ea că o să-l bidez și eu pe Evan Banega asta. E cam 10K, da, 10K e. Ori îl vând, ori îl păstrez pentru echipa de 85. Eu am făcut de mult toate prostiile astea de SBC-uri care avea valoare bun. Nu mi-a dat nimic. Păi se întâmplă unul să-i dea și la altul nu uită. Nu e lege. Se bagă Roberto Carlos. Mamă, frate. Te scoți banii din pachetul ăsta. Da, clar. Da, Mihai. Acu' e walkout. Haide, mă. Nu e, mă, walkout. Hai, mă, frate. Iar e board. Hai, dă iar un board bun. Aaa, Kovacic, mă, frate. Mizerie. Mizerie. Hai că mi-a dat niște silver de-ăștia. Ia să vedem cât costă silverii. 1000 și ceva. Hai că nu-i rău. Mi-am scos banii și pe pachetul ăsta, cred. Da, păi silver ăia cred că o să coste ceva. Mi-am scos oricum banii. Ia, o să-i pun pe market să-i vând tot ce am primit acum. Și după aia o să bag banii în Even Banega ăla care a zis voi. Îți recomand să dai skip. Da, nu cred. Cred că e superstiția asta că să dai skip sau nu. Ce pecuri ai făcut? FC Porto și Chelsea, parcă, sau Manchester. Sau nu, 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 nu. Atletico Bilbao. Atletico Bilbao și cu Porto am făcut. Salutare! Am ajuns să fiu mai bucuros că dau de echipă scumpă. Corect, ai și tu dreptate aici. Ce e corect, e corect. Să-l iau și eu pe Panega. Păi nu știu, eu am înțeles că e combinație. Mie mi-a dat Larson când am dat skip. Ia uzi. Ai dat skip și ai văzut prima dată Wacow și după aia ai dat skip și ți-a dat Larson cu aia? Foarte tare, bravo. Ai dat skip direct, nici n-ai apucat să te uiți dacă e Wacow sau nu. Eu din Mega Pack am luat bombă. Aia e. Bravo, vouă. E, nu mai am acum pack-uri. O să încerc. O să încerc și chestia asta, dar nu. Cred că ține tot așa de bulan, adică nu e o regulă. Ți-a dat odată. Ia Lanzini mai bine că e Premier League. Și nu-l ia nimeni acum. Ok. Eu din Rare Mega Pack am luat Ronaldo vinerea trecută.
Bă, dar ce bulan aveți, bă! Bravo, bă! Forță! E scump deja Banega. Păi atunci o să-l bidez pe Lanzini iar. Cel mai bun jucător mi-a dat Marcelo din PEC de 55 de K. Bine, Marcelo în momentul de față e destul de ieftin. Era 120. Oricum, ai și profit, asta contează. La mine cel mai bun a fost Walker când era 100 de K. Da, fiecare cu bulanul lui, frate. Uite, unii dau skip, alții nu dau. Cine știe care e? Și nu cred că e nicio șmecherie, oricum. Ori spică, ori nu spică. L-am văzut și am luat 4 iconuri. Cel mai bun ediția asta a FIFA a fost Soares când costa 500 de K. Și eu l-am pe Soares ăla de 92. Tot așa costa mult atunci când mi-a picat mie. Aie, Mario, lasă că școala e mai importantă, Mario, decât live-ul meu. Ia uite ce scump e ăsta, frate. 4.000 cel mai ieftin. Oho, 3.900. Îl bag la 3.900, poate îl dăm și noi. Ar fi tare. Pă, picini. Forță. Am vândut un icon să-l iau pe De Gea, Pogba și în formă lui William. Foarte bine ai făcut. Eu cred că n-are importanța asta cu skip. Da, și eu zic la fel. E pur și simplu de bulan. E italian și de-aia foarte tare. Știi că e foarte scump. Mișto. L-am prins bine pe ăsta. Cu scump italienic. E SBC cu Bonaventura. Da, și ăsta era din Spania. Cine știe, probabil contează. Nu știu. Astea superstiții mi-a dat când m-am apucat ultimii Agi Middle și de atunci nu mi-a mai dat nimic. Îți dă la început să te încânte ca la păcănele, Cristiano, ca la păcănele. Ai văzut când, știi că se zice că e bulanul începătorului, știi? Exact așa e și la FIFA. Îți dă la început să te bucure și după aia te face de bași bani în jocul ăsta, știi? Ceva de genul, cam așa e și la FIFA. Salut, Alex Mitriță. Eu trebuie să ies, dar mă bucur că v-am văzut, să aveți o zi bună. O zi bună, Cleverly, și ție. Și te mai așteptăm și altă dată. Ajunge. La ce te referi, Carlos? Hai să îmi pun jucătorii la vânzare, tati. Nu te grăbi. Salut, Cătălin Moldovan. Informul lui William e bun. Cred că e bun, dar poți să-ți iei altceva mai bun, zic eu, nu știu. Adică, nu știu, încearcă un Salah, încearcă un mare Zinform, încearcă altceva. Trei 1200. Bun, 1200 pe un Silver nu era. Left wing, atunci încearcă left wing, încearcă-l pe ăsta, frate, pe Mane in form. Mane in form, încearcă Hazard, încearcă Felipe Anderson in form. Sunt mulți care sunt peste William. Crede-mă că știu cum stă treaba și cu aparatele, dar ai perfectă dreptate. Păi cam așa e cu aparatele, am mulți prieteni care s-au ruinat din cauza aparatelor, frate, și așa e, îți dă la început, frate, te bucură și după aia îți bagi și casa. Și la revedere viață, știi, ceva de genul. Alex Mitriță, da, e Alex Mitriță de fiecare dată când intră trebuie să scrie de 10 ori. Felipe Anderson ți-l recomand, ăla în form de 87 sau dacă ai bani ia-ți Once to Watch-ul ăsta care l-am eu. Da, Once to Watch, ăsta e bun. Dar să știi că eu am avut informul de 87 și
Nu e mare diferență, așa că poți să-ți iei direct informul de 87 ca să nu dai niște bani aiurea în plus. Nu știu care e diferența între ei de coins. Numai ce vinde în club, nu prea mai am ce să vând în club. Și Richarlison wants to ace bombă. E decent, e decent. Ce am zis eu că fac, frate? Stai așa, ce am zis eu că fac acum? Nici nu mai știu ce am zis că fac. Ah, da, am zis că deschid un pic Discord. Sporting. Nu mai fac, nu mai mi-ajunge. Mi-ajunge se câte SBC-uri am făcut, nu mai fac SBC-uri. Ronaldo e bun pe left wing, ți-l recomand. Chiar și pe cel gol. Dar mie nu sunt, nu-mi place anul ăsta. Mamă, Joker, ți-a picat Hazard, trăiți-ar familia. Bravo, bă. I-a picat Hazard, bă. Bravo, bă. Mi-ar fi trebuit mie Hazardul ăsta ca să-l vând. Dacă îl vindeam, îl făceam pe petit. Da, poți să trimiți echipa pe Discord, pentru că suntem acolo pe Discord. Suntem pe felie. Ce vreau eu să vă rog, frate, dacă sunteți aici pe live și sunteți logați și pe Discord, vreau să vă rog să vă puneți același nume ca pe YouTube, frate, ca să pot să-mi dau seama cu cine vorbesc. Mie e mai ușor și inclusiv băieților le e mai ușor ca să știe cu cine vorbesc. Așa, tată. Văd că ați intrat pe Discord, mă bucur, mă bucur. Bine ați venit pe Discord. Și eu tot pentru petit îl vând. A, bun, Joker, bun, bun. Bravo, bravo, ți-a picat, bun. Bine de tot, frate, bravo. Păcat că nu avem nici măcar să terminăm o echipă de 85. Încă 3 de butoane și facem o 90 de like-uri, nice. Vidal, Ilaramendi. Ia să vedem. Hai să-i cumpărăm pe ăștia doi. Mai luăm din ei. Vidal. Nu o mai fac, mi-ajunge. Am multe metode de a face coins. Păi zine și nouă, frate, ce metode ai tu de a face coins? Oricum, o să-l iau și eu pe Lanzini ăla. E 10K, Vidal, da. E 10K în direct. 10K în cap. Imediat mă uiți. Imediat stai așa un pic să-l iau și pe Ilaramendi. Îți dau eu 60 de ca să faci o echipă. Nu, Rareș, nu mă risc. Ce vrei, să iau bani? Nu, mersi. Oricum, mersi, apreciez gestul. Fac conturi mai multe de pe S4 și fac SBC-urile de la Advance. Păi și dacă faci SBC-urile de la Advance, ce? Poți să-ți transferi coins-ul de pe unul pe altul, cum ar veni? Poți? Păi dar nu știu dacă e legal, mă, adică nu știu dacă e ok să faceți chestia asta. E riscant, normal că e riscant, eu n-aș face chestia asta la ce echipa am eu să mă trezesc cu bani la cât am muncit la echipa asta, nu merită. Te salut, Florin. Te salut de pe banda de la World Class. Nice. Bravo, băi. Mă bucur. Eu o să ies să alerg afară, în aer liber. Nu-mi place să alerg pe bandă pentru că e plictisitor să alergi pe bandă.
Sănătate prins, bine ai venit. Dar pe console merge să faci mai multe conturi pe același joc cumpărat. Poate să facă, dar riscă să primească bani dacă e atent transferul de coins. Da, pe păi o să vadă că mereu face același lucru, știi? Și e riscant, normal că e riscant. Nu se merită, eu zic că nu se merită, mai ales dacă ai o echipă bună, nu se merită să faci porcării de astea. S-a dus deja în 1,4, păi da, văd, s-a dus mult, frate. Nu știu dacă se merită să mai investesc acum la Lanzini. Încă 9 like-uri și facem 100. Nu se merită să bagi bani în jocul ăsta sau să transferi bani, poți lua bani și pierzi toată munca. Exact. La asta mă gândesc și eu. Ne facem fi și ne apucăm de cea. Da, Florin. Bagă tare, frate, acolo muncește mult. Ce echipă ai? Uite, hai să-ți arăt echipa, că bănuiesc că ești nou, că de-abia ai intrat și nu cunoști. Uite, asta e echipa mea în momentul de față. Stai așa, Twenty, să-ți zic de echipa ta de pe Discord. A? Ai pus-o sau n-ai pus? N-ai pus. Ok. Hai, fui și mănânc. Mamă, i-a picat Ronaldo, băi, unui băiat de aici, de la noi. Penaldo, vinerea trecută mi-a picat. A, ele, Twenty. Păi da, puneți numele. Twenty, puneți numele, frate. Puneți același nume pe Discord ca să îmi dau seama cu cine vorbesc. Este Ricanda și eu fac chestia asta de ceva timp. Conturile de la SBC, dacă transferi coinsuri cum trebuie, nu e nimic. Fac cam 100 de K la fiecare cont. Bă, voi știți, eu nu mă risc. Ce noroc cu Ronaldo. Da, unii au. Unii avem. A, da, am avut bulan cu Ronaldo. M-am stuat și am trei de bani. Da. Dacă îți dau echipă de 200 de K, îmi faci review la ea. Păi pune poză pe Discord. Te salut, Cătălin. E Twenty, da, mi-am dat seama doar că să schimbe numele de pe Discord, să-și pună la fel, ca să pot să-mi dau eu seama. Hai să jucăm și noi un meci. N-am jucat deloc astăzi. A, uite, ăsta pot să-l vând, că mi-am făcut datoria cu el. Poate fac și profit, ia să văd. Cred că fac profit. Nu cred că se mai merită să-l iau pe Lanzini acum. Pentru că s-a scumpit, e peste 1000 de coins. Voi ce ziceți, să-l mai iau pe Lanzini sau să nu-l mai iau? Da, Emanuel, trimite pe Discord, frate. Ține-l pe Gomez până diseară, ok. Și unde trebuie să-ți dau echipa? Păi vezi că ai linkul în descriere, ai linkul de la Discord. Poate îl dai mai scump, da. De ce se scumpește Lanzini? Pentru că o să apară SBC cu... O să apară SBC din ăsta cu Argentina. Soares e untradeable, da. Dacă nu era untradeable, îl vindeam de mult. Am dat echipă pe Discord, ok. Ok, Eduard, ia să vedem. Bă, ai echipă modestă. Bine, ai și zis că ai echipă de 200 de K. Ce văd eu să schimb tu în următorul în următorul timp apropiat, să zic așa, nu știu ce, chiar nu știu ce ai putea să schimbi, adică e greu. Probabil să încerci să schimbi atacantul, frate. Mai bine îl vinzi pe ăla și schimbi atacantul. Adică să ții un atacant mai bun și încearcă totuși să implementezi mai repede, implementezi Anglia decât văd că tu ai făcut Italia pe fund. Mai repede implementezi, nu știu, Spania cu Anglia, gen, știi? Văd că tu ai făcut Germania cu Italia. Te-ai dus destul de greșit. Iconul CDM ce apare diseară. Nu știu cine apare diseară.
Facebook sau Insta nu ai că nu prea mă descurc pe Discord. Nu, nu am, nu am. Nu, mi l-am dezinstalat de câțiva ani de zile. Nu am. Da, nu știu ce să zic. Eu zic să încerc să schimb cam toată echipa, frate. Zanetti CDM? Ah, ok. Zanetti CDM am jucat cu el, frate, de câteva ori la draft și mi s-a părut destul de bun. Maxi. Ce ai mai rezolvat, bro? Nimic, că nu mi-a dat nimic. Am făcut niște SBC-uri, dar nu mi-a dat nimic. Din păcate. Te-am lăsat și eu prin pe Discord. Dar puneți-vă același nume, frate. Puneți-vă același nume ca pe YouTube, să știu cu cine vorbesc. Văd că a pus cineva aici, echipă, Lupu Ionuț, dar nu știu care sunteți. De-abia aștept să-l fac pe Petit. Da, și eu la fel, abia aștept să-l termin. Lupu Ionuț, nu știu cu cine, care ești. În fine, ideea e în felul următor, frate. Modric ar trebui să zboare din echipă, din punctul meu de vedere. Mai bine ți-ai lua un Kante în locul lui Modric. Aș vrea să-l schimb pe ăsta de pe YouTube, dar legat de Gmail, după cum știe lumea, de la cine pe... Da, nu știu, tu știi, frate. Ideea e să schimbi, nu știu cine e Lupu Ionuț. În fine, ideea e să schimbi Modric în primul rând și Dembele, frate, dacă poți să-i vinzi pe amândoi, vinde-i, frate, pentru că găsești ceva mai bun pe posturile alea, un Kanté, un Hazard, un altceva, știi? Poți să pui un Kanté și un Hazard, spre exemplu. Ok, puneți același nume pe Discord. Vezi că poți să schimbi numele. Puneți tot așa, Ionuț Alex, ca să pot să-mi dau seama cu cine vorbesc. Emanuel, deci am așa, De Gea, gol în poartă, Virgil, Nesta, Prime, Sandro, în apărare, gol, Kanté, Fabinho, Agüero, Hazard, Alexandrini și Ibra. Mă, în primul rând ai putea să încerci în locul lui Fabinho să încerci un Pogba, spre exemplu, și în locul lui Alexandrini să încerci altceva, dar nu știu dacă îl ții tu pentru chemistry sau nu. În locul lui Alexandrini încearcă altceva, clar. L-am pe Kanté, păi în poză nu am... A, ba da, bravo, bravo. Pogba atunci, încearcă un Pogba și un Hazard. Un Pogba și un Hazard. Da, gata, acum am văzut, acum am văzut. Îl țin pentru Ibra să aibă 10, ok. Da, mi-am dat seama. Păi da, îl schimbi, frate, ce dacă îl are pe Alexandru? Schimbi toată linia, frate, dacă e nevoie. Doar în cazul în care sunt jucători tradable. Ok. Rareș. Bă, că ți-ai pus echipa aici, Rareș. În primul rând, schimbă un Titi, frate. Un Titi, e depășit un Titi. Ia și tu un Ramos. Ia un Ramos și poți să-l pui pe Ramos în locul lui Varan și pui Varan în locul lui un Titi, cum ar veni ca să facă chemistry cu Lala. Și în locul lui Coman ai putea să pui altceva, frate. Nu știu, un Hazard, un altceva. Și cam atât, să zic. Antonio Fagaldo. Motivation. Te salut, Alin. Alexandrini e de la SBC-ul lui MLS. Antonio Tănase, frate. Da, mișto. Bă, la echipa ta, sincer să fiu, n-aș schimba decât LB-ul. LB-ul ăla l-aș schimba, atât. LB și poate RB în timp, adică în locul lui Lala de 84 poți să încerci Lala de 86. Și în locul LB-ului ăsta Hernandez poți să încerci Sandro. Încearcă Sandro. Exact, îl iei pe Sandro, foarte bine faci.
Rare și văd că ai pus iar poză. Zerg! Ah, bravo! Hai că ai intrat! Nix, tu, mama, ați intrat o grămadă, frate. Ați intrat o grămadă să vă fac review. Ia stai așa. Ia stați așa, să-mi ziceți dacă l-au zis pe Cosmin, frate. Ți-am trimis echipa boss. Da, v-am răspuns aproape la toți, frate. V-am răspuns aproape la toți. Cosmin, ne auzi, mă? Nu cred că se aude. Salut, Daniel! Ce zici să bag 1 milion pe Schalke? Nu știu, e riscant. Marțial în loc de Coman. Da, mai repede așa, mai repede așa, rar. Ne auzi, Cosmine? Da, vă aud, vă aud. Așa, mă, tati. Uite, acum ești pe live direct, te auzi și băieții, toată lumea. Gata, vă salut, băieți! Auziți? Salut, Adrian, salut. Ai reușit să-i dai de cap până la asta, la Discord. Da, am reușit. E puțin ciudat că mă uit și la video tău, știi? Și ăla e un pic în întârziere, gen, știi? Exact. Păi e delay-ul ăla, știi, de la YouTube. Da. Deci, uite, vezi, așa putem să facem, gen... acum putem să facem inclusiv cu video, știi? Poți să faci call cu video, gen, să te pun, dar bine, e mai complicat că trebuie să iau eu cum ar veni, nu numai jocul, să iau, să filmez cum ar veni tot ecranul, știi, ca să poți să te și vezi. Da, am Dar înțeles. facem, oricum, pe viitor putem să facem, oricum, mă bucur că ai reușit să-i dai de cap. Facem, da. Salut, salut băieți! Respectul e reciproc, vă pup! Așa, frate, e porcăria asta de delay, din păcate, de câteva secunde. N-avem ce să facem, asta e. Da, ai ce să facem. Bine, ideea e să dai tu pe mut dacă te uiți la video și să asculti gen doar de aici, știi? Că altfel se face... Nu mai înțelegi nimic. Da, exact. O să fac. Am dat pe mult restul, da. Da. Uite, așa putem să facem și când deschidem pack-uri, știi? Adică putem să facem o chestie de genul ăsta. Cum să nu, cu drag, mereu am zis. Și cu Andrei. Da, păi putem să facem inclusiv toți trei sau și moșu, toată lumea. Putem să facem un fel de party și să ne auzim în același timp. Da, fain. Păi Andrei mai este? Mai e Andrei? Andrei Bărbosu, nu știu dacă mai e pe live. Nu cred că mai. Ți-a trimis poză cu echipa, un băiat. Da, văd că au trimis mulți, dacă stai să te uiți. Uite, văd că au mai trimis. Bă, las-o în puii mei. I-a picat și Aubameyang. Deci i-a picat lui Joker, lui băiatul ăsta, i-a picat mai devreme, mi-a trimis poză cu Hazard și acum am trimite poză cu Aubameyang. Cât bulanț ai? Salut, Toma, salut băieți. Jokere, să te fut. Da. Norocos băiat. Adevărat. Mă gândeam și eu să investesc în Lanzini ăla, dar văd că până am vrut eu să investesc, deja s-a scumpit pe market. Păi de seară bag Argentina, nu? Păi da, de asta zic, de asta zic. Ce să bagi oare? Bagă Di Maria, ce Nu, 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 zici? nu, bagă sigur ăsta, CDM-ul, cum îl cheamă? Zanetti. Zanetti, așa vreau. Ăsta-l bagă Da, dar sigur. zic de flashback, ziceam. A, ca flashback, nu știu, n-am idee. Să bage Di Maria? Posibil că e argentinian.
Da. Dar parcă a fost, n-a fost Di Maria? N-a fost, A nu? fost ceva cu Di Maria, nu mai rețin exact ce, dar a fost. Dai că zic acum. Angelo Di Maria a fost car de Champions League și Man of the Match a fost. Aha. Nu, auzi ce zic băieții, că nu cred că bagă flashback. Navas și Ah. Varan. Mamă, dar ce bulan au unii. O să bage Carnibal, Argentinian și Zanetti. La vezi striker din China, nu e bun. La veții din China. Posibil și la veții, da, Ionuț? Cred că toți argentinienii vor fi scumpi, adică nici nu contează. Posibil. Spre exemplu, eu l-am luat pe Gomez ăla să-mi fac jucătorul ăla de la FUTSOAP, știi? Ca să trebuia să Da. dai vreo 3 goluri cu un argentinian și l-am luat cu vreo 5.000 și acum văd că deja e 6.000 și ceva cel mai ieftin. Adică Mamă. din start am făcut 1.000 de coins. Așa la mișto. Bun. Înseamnă că Bun. se vor scumpi toți argentinienii, nici nu contează ce, de unde Da. Vedem ce bagă ăștia. e. Tu ce faci când intri pe live? Păi când o să ieși tu, tu mai stai, nu? Nu, mai bag un meci și cred că ies. Cred că ies, Ok. mai, că o să mai stau și eu un pic până se face seară și după aia cred că o să ies să alerg. Fac și eu așa de seară vreo 10 km. Da, Alex, știu că tu ești cel norocos, știu. Bravo, felicitări. Spune lui Cosmin Zer că eu sunt băiatul norocos. Eusebio Baby. Bă, cât bulan mă să ai? Ai prins Eusebio Baby, ai prins toți nebunii. Hazard, Aubameyang, pe toți ai prins. Dar știi că sunt și mulți băieți care mai și mai bagă minciunele. Mai Omor. sunt, Eu nu da? prea cred pe toți, mă jur. Ce vrei să te mint? Care ar fi scopul? Nu știu. Vii cu dovada, frate, cu poză direct. Oh, mai sunt care se laudă, na. Salut, Rareș. O să fie Cică, Zanetti, CDM și Acosta, Left Wing Carnival. Nu știu cine este. Da. Flashback dacă se bagă, poate îl bagă pe Otamendi sau Zabaleta. Posibil. Otamendi ăla cred că o să fie bun. Da, poate să fie bun dacă îi dau pace, știi? Dar sunt mulți CB în joc, adică în momentul de față sunt o grămadă de CB-uri, inclusiv icons-uri, inclusiv flashback-uri și toate nebunile CB. Da, eu am 5, am 3, dar bă, nu mai știu ce să fac cu... M-au păcălit, știi? Mi-a dat numai... Virgil mi l-a dat de 2 ori pe la roșu. Da? Mamă, ce urât! La primul... Nu, la începutul șocului, la primul Bine, inform și l-ai mi l-a băgat la dat... SBC pe primul, nu? Da. N-aveam ce să fac. Și cu ăsta al doilea îl ții pe bară, cred, da? Îl țin pe bară că nu pot să-l integrez. Ar trebui să schimb 3-4 jucători din echipă. E greu cu Mbappé, cu Ronaldo. N-ai ce să faci. Bine, Nu cred că poți. până la urmă tot Varan, tot el a rămâne numărul 1 acolo la fundaș. Da, însă îmi face multe penaltiuri. Multe tare, gratuit. Are agresivitate mare sau de Da, ce? are agresivitate. E gen Ramos, așa. Dar la ei 3 double sau ia 3 double ăsta Varan? Varane a întrebat, mi l-a dat după vreo 300 de pack-uri din alea. Aha. Ai băgat atunci cu Team of the Year. Mult, da, multe. Da, am înțeles. Upgrade-urile alea, știi? Aha. Mai bine era Ramos, pentru că pe ăla poți să-l integrezi altfel, fiind spaniol, știi? Din punctul meu de vedere, Ramos e cel mai bun. Ramos tot e cel mai bun fundaș din joc. Așa cred eu, nu știu. Așa Da, cred eu am eu. jucat cu el CDM când l-am avut, n-am jucat CB, știi?
Eu așa cred, nu știu, eu l-am jucat decât pe la drafturi, dar mi s-a părut senzațional. E bun, e bun, da. Nu știu, la tine s-a mai întrerupt live-ul Nu, cu nu, OBS? nu. Știi care a fost faza la mine? La mine a fost că, din punctul meu de vedere, cred că nu aveam upgrade-ul la placa video. Și cred că din cauza aia am făcea, dar nu știu care e legătura, care e faza. Eu am placă video destul de bună, știi? Nu, nu, n-are import, nu era vorba de cât de bună e placa, era vorba că n-aveam softul. Nu era softul Ah, băgat, înțelegi ăsta ultimul. am Și tot înțeles. îmi dădea că lipsește video, nu știu, o chestie din astea, că nu primesc ei video de la YouTube și chestii de genul ăsta. Și din câte vezi acum fac pe 1080 și cu 60 de FPS-uri și merge bine. Deci e ok, asta era, trebuia să fac eu upgrade la soft. Am înțeles. Da, dar oricum vreo 2-3 zile cred că am nebunit, am tot căutat, nu știam ce să mai fac. Credeam că e de la net, vreau să-i sun pe aia, să-i înjur. Nu știam ce să fac, dar nu e de la net, că am verificat viteza, am verificat tot și era bun. Da, nu e de la net. Dar nu știu, să vedem dacă se mai întâmplă și la mine. Ți s-a întâmplat și ție? Da, des mi se întâmplă. Și Eu driverele sunt ok. când am fost la tine pe live, nu mi s-a întâmplat să ți se Băieții blocheze. spun. Da, băieții spun. Ce am observat eu la tine, în schimb, îți mai sacadează gen live-ul câteodată. Pe asta și nu știu de la ce. Posibil tot de la placa video, eu te sfătuiesc să faci un upgrade la soft. Adică intri direct pe Nvidia, înțelegi? Nu știu ce placă ai tu, dar în fine. Nvidia, Așa, da. intri pe Nvidia și cauți acolo softul de la, nu știu, să zic că ai 10.080. Cauți acolo seria 10.000 și după aia îți cauți placa ta, cum ar veni și bagi softul, downloadezi și bam bam și îl instalezi. Am înțeles. Și o să-ți meargă plan. O să încerc. Deci la mine din cauza asta a fost. Sigur, sigur. Ia, hai că a venit și Andrei Bărbos. Hai Îți să trebuie update vedem. la placa video. Da, Andrei Bărbos, la mine asta era problema. Update la placa video. Salut, Andrei! Denis, foarte rău ai făcut, frate, abonează-te. Bărbosule, ce faci, mă? Facem și noi frumos un party așa pe Discord? Master dăm, dar nu acum, că jucăm meciul, frate. Cum e Nedved? Cred că e destul de slab, dar e destul de ieftin. Nedved. Andrei. Hai că vin în 2 minute. Hai, te așteptăm, Andrei. Da, e foarte tare, știi? Că poți să faci parte de mai mulți oameni. Da, îți mai citesc eu, tu concentrează-te la meci. I-am băgat blanau, bun. Dobrin. Mamă, dar cum trage Dobri, mă jur că e printre cei mai buni la șut. Eu am Nu. jucat la începutul jocului, îmi plăcea mult tare mie de Deci ăsta. nu că l-am eu. Bine, poate e depășit în momentul de față No, de alte icon, să știi. e bun, dar nu e pe stilul meu acum. Eu am nevoie de, dau cu capul multe, intrări. Bine, eu îl joc ce am, știi? Adică n-am nevoie că nu dau pe Ronaldo acolo în față. Cu camul, da, nu dai la din Da. centrări. Salut FIFA Vex, te salutăm și noi. Carlos, ai spamat, am văzut asta. O să fac și eu grup, nu știu, stai un pic. Dați un pic, că de-abia i-a dat de cap la Discord. Da. Trebuie să stau pe el într-o zi. Mamă.
oricum am văzut că toți gamerii folosesc Discord, să știi că e destul de util. Da, e fain. Salut, Toma, salut. Te ajutăm noi. Uite, te ajută băieții să-ți faci canal. Și Da, mie mi-a mersi. făcut, și mie mi-a făcut tot un băiat. Mi l-a făcut. Eu nu prea mă pricep așa foarte bine, zic sincer, pentru că, mă rog, nu prea am avut tangențe, știi, cu computerele. Da, e lag mare și pe PC. Lag. Mersi FIFA, îți mulțumesc pentru ajutor. Da, și mie mi l-a făcut tot FIFA. Bun. Cosmine ia bagă o predicție la meciuri. Frate, nu vreau să bag nicio predicție pentru că asta înseamnă să joc la pariuri pe FIFA. Și prefer să fac singur, să pierd pe mâna mea, să mai înțeles. Nu vreau să pierdeți toți. Ce zici? Juventus face ceva astăzi sau? Eu nu cred că are șansă. Pentru că are în față o echipă foarte disciplinată. Lasă vrăjeala că tu l-ai luat pe Griezmann, nu cele. No, seara asta fac, după ce termin live-ul fac. Eu cred că e bine să-l iei pe Griezmann acum. Mâine s-ar putea să-l dai mai scump. Ia să ne uităm la prețuri puțin. Doar ce am terminat munca, n-am avut încă timp. Ia să vedem. Vezi pe Futbin. Da, pe asta fac. Salut, Robert. Salut, Vali. E 1.300.000 acum. Îl face de 93. Și cât era când l-ai luat-o atunci de mult? Parcă era mai ieftin. 900, 930, 940. L-am dat cu 1.400.000 și ceva, parcă. Fabinho e interesant, aici trebuie văzut Fabinho, dacă trece Liverpool. Salah n-are, nu? N-are, Virgil are. UCL live. Ia să vedem ce mai Las cum mă, Juventus se califică. E greu. e. De asta nu vreau să-mi dau cu părerea, mai înțeles? Și fiecare cu părerea lui, nu vreau să Da, influențez da, pe da. nimeni. Eu sincer zic, eu țin cu Juventus, dar eu sunt conștient că e aproape imposibil. Adică e Da, imposibil păi acolo. e. Ești realist, dacă ar fi fost Exact. 2-0 pentru Juventus, ți-aș fi zis același lucru, chiar dacă și eu țin cu Atletico. Exact. E greu, frate, e greu să se califice. Cât trebuie să dea? Da. 3-0 Juventus? Sau cât trebuie să dea? 2-0, dacă ia gol, gata, e termină, Da, adică. dacă ia gol, da. Că să pun două. Da, trebuie să bată 4-1. Nu, dacă a luat gol, clar, la revedere, nu mai are nicio șansă. Deci dacă e 1-0 la pauză, se discută altfel. Nu e imposibil. În fotbal nimic nu e imposibil, Carlos. Joacă acasă, au tot ce trebuie. Eu zic că va fi 1-1-1. FIFA Vex. 1-1. Nu o să mai întoarce la Real Ronaldo niciodată. Eu nu cred. Poate la Manchester, așa, un ultim Da, da, sezon. să se retragă din fotbal de unde practic a început. Bine, a început de la Sporting, dar fotbalul mare l-a văzut la Manchester. Exact. Cred A că revenit Barça de la 4-3. o să-mi pară rău când se va retrage Ronaldo. Sau O să Messi, lasă. na, pana mea, adică se vor retrage, e greu să mai echivaleze cineva.
Ui. O să-i avem Icon în joc. Exact, da. Îți dai seama că îi bagă imediat, frate, adică nu, jocul ăsta fără ei n-are cum să... Îi bagă direct. Clar. Ai jucat cu Ronaldinho, parcă l-ai avut. Da, am jucat, da. Cum ți s-a Cu părut? toți. Te putea și Mult mai sub, bine, ha? da, mult sub Mbappé Totti. Ceva un pic peste Neymar în formă, aș zice, cam acolo era. Aha. Da. Poate o să apară ăsta, Prime Moments, Ronaldinho, cine știe. Da, poate apare, dar nu vezi că ăștia vor să ne țină în casă toată vara? Eu n-am de gând să stau. Clar, oricum, și care e ideea că ăștia foarte buni o să apară la sfârșitul jocului, că ei nu sunt fraieri. Sunt conștienți de chestia asta. Da, și Eusebio și Cruyff. Ăștia Băi, apar ni în l-a dat... august. Da, ni l-a dat momeală pe De Zaï, care e bun aparent, și pe Del Piero, știi? Da. Și mulți îi fac pe ăștia și când vor apărea, ea până mai cons. Asta e ideea. Exact. Eu sper să-l termin pe ăsta, pe Petit, sunt curios așa să văd, dar sunt conștient că e super bun. E bun, frate, foarte bun. O să fie mulțumit. Sunt convins. Cu cine mai joci tu la închidere? Un Kanté gold. A, perfect așa, perfect. E bună Când combinația. zicea cineva, gen, dacă dau pe Kanté, păi nu-l dau niciodată. Cred că singura opțiune a lui Kanté e să iau un inform de-a lui Kanté. Da, în formă, chiar ți le recomand 90, foarte, foarte Da. bun. Păi nu, că n-am de unde coin să iau alt icon No. sau de asta. În formă, da, să simte, zic eu că să simte. A fost bine, bine rău făcut, Kanté. Bine rău Pa. făcut. Anul ăsta, da, anul trecut nu prea îmi plăcea mie. Nu, anul trecut au fost alți jucători băguiți, bine să zic așa. Uite, spre exemplu, Son ăla, frate, era, cred că, top. Era jucător top în FIFA 18. Da, exact. Anul ăsta nu e Mie wow. nu-mi place. Sunt Nici jucători, mie. sunt băieți care zic că le place, mie nu-mi place. Da, e un atacant complet, dar bine, nu, mie nu-mi place. L-am luat iar pe Mendy. Ți-a plăcut mult, hă, Mendy? Da, mi-a plăcut, da, mi se pare peste Telles. Ce tele s-ai avut? UCL? Live, l-am luat și acolo am... Ce zici? Că tu l-ai avut și pe Sandro. E peste Sandro Mendy ăsta de la tu? Nu știu, mi-e greu să zic. Ofensiv, da, defensiv, nu. Înțeles. No, da, nu știu ce să zic, nu prea pot să-i compar așa. Bun, mie îmi place Sandro ăsta de 88, chiar îmi place. Bun. Defensiv chiar e bun rău de tot. Bun, da. Dar cred că, bine, asta dacă faci jos de coins, cred că tu ai putea să treci direct la cel mai bun, la Marcelo Totti. Păi l-am avut mult timp pe Marcelo Eu Totti. zic că nu există mai bun ca el. Da, e Lăbuț. cel mai bun, da. Așa e, dar e și 1 milion și ceva, știi? Da, bine, față de Mendy cât e? Mendy e 200 de mii sau cât e? 200, stai că zic acum cât am dat pe el. Bine, nu există... La coins n-are nicio treabă, știi? E foarte scump. 265, da, 265. Bine, dacă stai un pic să te gândești, pentru un mic plus să dai 1 milion în plus nu se merită. Da, Mihai Cârciumaru, Cosmin, eu l-am făcut pe Mendy Carnival cu 30 de K, am făcut bine. Da, frate, ai făcut bine. E, la 30 de K îți convine. Dar eu zic că e bun la Carnival. Eu zic că e bun. Da. Cosmine, vine elitul săptămâna asta? Păi am făcut săptămâna trecută, dar dacă nu-mi dă iar nimic, am făcut de 5 ori. Dacă îmi dă 30 de K din pachet, Da, să știi că de multe ori le dă la Silver mai bine ca la Elite, să mor eu dacă nu. da. Zlatan, Cosmine e mai bun Sandro decât Teles 88. Nu știu ce să zic. Ofensiv e mai bun Teles, defensiv e mult mai bun Sandro.
Știi ce? Roberto Carlos anul trecut îmi plăcea foarte mult, dar anul ăsta merg bine centrările și nu-l pot folosi. Dar nu știu prime momentul cum e, să vedem. O să apară și el. Da. Mulțumim, Andy. E forță, Roberto Carlos. Păi te cheamă Carlos Alberto, îmi dau seama că e forță Roberto Carlos. E fanul lui, numărul 1. Da. Mai am eu unul pe live, Andrei Ronaldo. Bine, acum nu știi care e Ronaldo. Că sunt e și Grasso, e și Cristian. Ar fi nasol să-l cheme Ronaldo. E dubios cum îl chema pe la Paris, știi? De l-am întrebat eu. Da, Paris. Salut, Adelin, salut. Salut, Lăcătuș! Ei, cred că mă retrag și eu pe live, Cosmine, bine, poți să intri tu pe live și îți predau ștafeta, să zic așa, și poate îl băgăm și pe Andrei Bărbosu în echipă cu noi aici. Da, și rămâi pe Discord, da? Exact. Aici Hai, eu o hai să pe el. ies, dar rămân aici pe Da. Discord. Bine. Ok. Intru eu. Hai, vă salut, băieți. Vă salutăm. Sănătate și nu uitați să intrați la Cosmin, că îi dăm drumul la partea a doua. Da, partea a doua, asta este canalul meu, am scris aici, Cosmin Zerg. Hai, vă pup, Vă Jean. salutăm. Ciao, ciao.